dar la mine e boss, adică e șeful direct, e pelicanul. Noi așa mai gafăm, mai, dar tot da, timpul da, ne da. Revenim, adică suntem într-o situație continuă de supraviețuire. Cum cred că, lăsând la o parte, dar cred că mafioții au acest instinct de supraviețuire mult mai acut. Ai plâns la toate dublele, nu știu, te întreb. Da, am plâns la toate dublele pentru că, așa cum bine spuneai, învățăm și ideea de racord. Adică tot timpul, chiar dacă ei trebuie să fac acest montaj de gen cu un obiectiv mai strâns, alte încadraturi, tu trebuie să rămâi constant în tipul ăla de emoție și de mesaj și de gând. El vine așa foarte colegial și spune: eu dacă aș fi pelicanul, mi-aș da două palme în cap. Indicația a fost a lui de a-mi da palme. Nu-mi trecuse prin cap de să-mi dau o palmă în cap, dar a fost foarte așa. Da, a văzut repetiția și vine așa: eu dacă aș fi pelicanul, mi-aș da o palmă. Până când să mă dumiresc cum e cu rolul, ții minte că te sunam? Da, da. După ce filmam, pentru că mi se făcea, nu e mult? Și îmi zicea, ai încredere. Nu e. A fost o secvență în care m-am simțit provocat. De ce? Odată că n-am mai tras cu pistolul, zic, mă, cum fac eu toate cascadorile alea? Că ai văzut, săream pe acolo, săream pe dincolo și zic, măi, fiu eu caragheu și cu burtică și cu săriturile astea și cu aia. Da, până la urmă, m-a scos, iar cel mai tare m-a scos fuga aia de acolo. Ba chiar aș fi foarte mândru, dacă tot nu mai vrea să financeze primăria teatrul tineretului, că nu cred că acolo sunt găurile în asfalt, măcar să-l dea Ministerului Educației, adică un ATC-ului, măcar să devină un teatru al tinerilor, finanțat ca și program de susținere a tinerilor. Adică, dacă îmi pare rău de ceva, e că nici nu se face teatru acum acolo, nu se fac producții, nu se mai joacă, dar nici nu este în esența reutilizat. Lui, reutilizat în esența lui. Îmi pare foarte rău că la momentul anului trecut jucau 234 de actori tineri. Într-o duminică m-am dus la teatru și urma să plec cu Alice la părinții ei, care locuiau la Buftea, frate-su. Și mă trezesc cu un telefon. De atunci nu mai răspund la telefoane necunoscute. Un telefon, zice, domnul Ivașcu, da. De la, nu mai știu ce era, Cancan, clic. Știți că miercuri aveți înfățișare la tribunal. Zic, sper că e o glumă, adică eu credeam că se dubdea asta cu adică farse. Adică și din ziare. Da. Motivul despărțirii, ce despărțire? Păi nu știți că soția noastră a depus actele de divorț? Nu știam. Și eu eram în drum spre casă. Bine ați venit la încă o ediție La Mijloc. Avem onoarea în seara asta să avem un invitat de seamă și extrem, extrem de drag mie personal, cred că și lui Angel și ție, nu? Da, tu ce crezi? Am avut o dezbatere și vreau să vă spun treaba asta la început. Am avut o dezbatere prima oară când mi se întâmplă asta, ni se întâmplă nouă asta. Știți că facem o prezentare formală, cineva citește câteva chestii, iar unul dintre noi face o prezentare informală. N-am știut efectiv, l-am și întrebat pe Angel, bă, cine face informalul? Pentru că suntem, ne simțim amândoi extrem de apropiați de invitatul nostru în seara asta, decât de George Ivașcu. Bună seara, bine ai venit. Ne simțim extrem de apropiați în sensul că el cunoaște mai mult timp, dar la mine e boss, adică e șeful direct, e pelicanul, suntem de atâta vreme, ne-ați văzut, e Iulica și pelicanul, suntem nedespărțiți. Da, mă rog, trebuie să fac eu prezentarea formală, asta e. Zi, ce vrei să zici? Tu ai doi boși. Bosul Pelicanu, da. Și din clanul ai un regizor care ți-a dat această indicație regizorală. Bine, că-mi doresc eu foarte mult așa. Și pot să intervin, e și bosul meu, să știi. Da, e bosul nostru, am îndurorat pentru că vorba aia. Bun, prezentarea informală. George Ivașcu a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, astăzi un ATC, în anul 1993. În cei peste 25 de ani de carieră a jucat pe scenele celor mai importante teatre din București și din țară,
fiind angajat în 1993 la Teatrul de Comedie, ce vrei să zici? Am înțeles anul. În 1993, știu. Poate mai bine să regizeze și aici. Lasă cu patinajul, doar de șervie ca să nu la Teatrul de Comedie, apoi în 1996 la Teatrul Național Ion Luca Caragiale București, TNB, pot să-mi paranteze aici. Este conferențiar universitar, doctor la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București. Ce aș mai vrea să mă spun, pentru că e foarte lungă fișa domnului Ivașcu cu foarte multe realizări, este că în 2007 a fost managerul și fondatorul Teatrului Metropolis din București și asta s-a întâmplat până în anul, dacă nu mă înșel, 2021 sau când? De când? Anul ăsta, exact la 15 ani de la fondare. La 15 ani de la fondare și asta va fi unul dintre subiectele serii. Am terminat prezentarea formală. Bagă-te informalul. Bag informalul, ca de obicei, cu emoție, pentru că vorbim de domn profesor. De câteva luni încoace, de când am început să lucrăm împreună la Clanul, am început să-l tutuiesc și încă nu m-am obișnuit, nu m-am acomodat cu asta. Pentru mine rămâne și va rămâne întotdeauna domn profesor. Și vreau să povestesc așa mică anecdotă, pentru că eram student și am intrat la master și exista așa o percepție publică despre profesorul George Ivașcu, cu o voce foarte gravă, cu o figură câteodată cu un iz malefic, câteodată cu foarte multă bunătate în privire, dar era așa ceva ce nu puteai exact pune degetul pe ei. De la Ivașcu. De la Ivașcu, da. Era o figură foarte, foarte, n-aș putea zice controversată, că nu stai cuvântul bun, să-i zic neclară pentru noi studenții, nu știam, pentru că era direct, dita-i directorul de teatru, dita-i actorul, profesorul și urma să-l întâlnim pentru prima oară la clasă. Și aveam așa un soi de temere, emoție, cum o să fie cu domn profesor Ivașcu și vreau să spun că n-am învățat foarte multe lucruri în Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică. O spun deschis, e un context foarte bun ca să întâlnești oameni, dar înveți de fapt în practică. Dar dacă există un om de la care am învățat pe perioada facultății, acesta este domn profesor Ivașcu și nu numai că am învățat pe perioada facultății, ceea ce, mă rog, e menirea oricărui profesor până la urmă, ar putea zice că e normal, că n-a pentru asta e plătit, dar domn profesor a fost mentor și mai apoi, în anii de formare, de practică, când m-am luat cu un prim spectacol la Teatrul Metropolis, Pisica Verde, noi tocmai terminam licența și mai apoi a găzduit trupa din care făceam parte, trupa Aliei Bugnar, care ar mai fi jucat și astăzi dacă domn profesor ar fi fost director de teatru și Teatrul Metropolis ar fi fost încă în viață, că momentan este moarte clinică. Deci, cu emoție, pentru mine vă prezentăm în această seară pentru mine e un mentor și sper să-l descoperiți în cele aproximativ 2 ore, măcar puțin să-i descoperiți din imensele calități și din farmecul lui absolut răvășitor. Bănuiesc că 2 ore vor fi... Nu, exagerează. Putem să stăm și mai puțin, nu e o limită. Putem să stăm o oră, putem să stăm o oră jumate. Da, putem împărți pe episoade și atunci vă ocup eu tot timpul. Facem un sezon. Un sezon, da. Îți mulțumesc mult, Angel, mulțumesc mult, Codin. Mă flatează lucrul ăsta, dar consider că face parte din ceea ce mi-am dorit toată viața. Și anume aceea de a bucura oamenii. Indiferent că e vorba de relația mea, iată, profesor, student, mă bucur când reușita fiecărui student în carieră, după aceea pot să mă laud și eu, care cine să mă traverseze strada, dovadă cum se întâmplă acum. Are nevoie pelicanul de traversări de stradă? Da, are cu minte că sunt aici dacă ce. Și atunci ideea e că, într-un fel, legitimează ceea ce se numește această bucurie de a împărți cu celălalt. Atât cu publicul, pentru că de fapt asta e menirea noastră, și anume să te întâlnești cu oameni care undeva, chiar dacă nu ți se adresează direct, dar te privesc așa. E o foarte frumoasă relație, aproape parcă ne-am cunoaște. Mi se întâmplă adeseori că merg pe la Mega Image, normal, să-mi iau țigări, țigări și alte lucruri. Așa. Și îmi place cum se uită. Și cel mai tare, apropo de menirea de mentor, e că
eu cred că misiunea noastră este așa cum am primit-o și eu când eram tânăr. Misiunea este aceea de a fi o familie. Și anume o generație. Sunt ăștia mai, hai să zicem, experimentați la momentul Codin, X, normal. Da. Și care realmente livrează către celălalt din experiență. Și de aia relația nu poate fi o relație neapărat profesor, mai ales la noi în zona noastră care e vocațională, ci este, cum frumos ai spus, e un soi de mentorat, adică pur și simplu ne împrumutăm unul altuia diverse experiențe. Asta în cazurile fericite, îmi permit să spun, sunt foarte puține cazurile fericite în care ai parte în spațiu universitar românesc, nu mă refer numai la cel vocațional, de mentori. Și de asta eu simt nevoia să subliniez de fiecare dată când e vorba despre un mentor, că nu trebuie să facem această confuzie între profesor și mentor. Mentor este cineva care ți este un ghid și îți va rămâne ghid, de fapt, pentru toată viața. Chiar dacă de la un punct încolo poate nu mai are ce să te învețe, dar el îți rămâne într-un fel sau altul. Și atunci e o distinție pentru mine evidentă, de asta am ținut să subliniez că sunteți mentor, nu profesor, puteam să spun că am fost, m-ați regizat în facultate într-un spectacol și mi-ați fost profesor 2 ani, dar nu despre asta era vorba. Dar vezi ce frumos că în spectacolul, ca să afle lumea, el era regizorul spectacolului. Foarte frumos. Aveam un rol de regizor. Era rolul, da, da, aveam un rol de regizor. Și ținea foarte... Ați fost vizionar, domn profesor. Da, și ținea foarte bine echipa, că am avut parte de o trupă cu foarte multă personalitate. Mai toți fac carieră, acum și fiind personalități puternice, a avut o misiune destul de dificilă, ți-amintești? Da, da. Că trebuia să, el fiind regizorul spectacolului, era teatru în teatru, trebuia să-i țină în mână și o făcea cu brio. Bun, de-aia a ajuns acum să ne regizeze pe noi în clanul. Eu la, da. Și că tot am pronunțat cuvântul magic, clanul, aș vrea să începem un pic podcastul și în zona asta, să în zona acestui serial. George, cum e pentru tine clanul? Cum îl simți? Cum îl vezi? Atât, nu știu, produsul final, cum a fost să filmezi? În primul rând că trebuie să-ți mulțumesc, Angel, trebuie să vă mulțumesc, adică trebuie să mulțumesc întregii echipe, pentru că ați reușit să faceți în primul rând un casting extraordinar. Adică mă simt atât de bine la filmări, indiferent cât de obositoare ar fi. Cel mai important este că mă simt în siguranță, pentru că ne înțelegem fără a ne fi cunoscut, că am devenit între timp prieteni, că munca ne-a făcut să ne comunicăm unul celuilalt. Se datorează vouă, celor care ați reușit să faceți acest casting, și din ce am văzut, mi se pare că toată lumea reușește în rolul, indiferent că este un rol principal sau este chiar un rol episodic. Sunt minunate și rolurile episodice, sunt niște actori deosebiți. Foarte bun câțiva de acolo, foarte pe episodic, foarte, da, foarte bun. Foarte bun. Și acum, mergând la clanul, am mai făcut eu mafioți, dar niciodată nu atât de complex. Am văzut cum a zis-o, ca și cobor de... Am mai făcut eu mafioți. Parcă i-a făcut din vorbă, parcă nu i-a jucat, știi? Parcă i-am un porbagaj, vreo 2-3. Da, vreo i-am un porbagaj, dar ideea este că aici este atât de complex, pentru că, după cum ați văzut, e o canalie simpatică, cum place mie să zic, care are acest balans între zâmbești, dar odată e foarte serios. Și în relația cu tine, cu Iulică, cum e în film, cum a vrut Angel, că suntem ca un balaur cu două capete. Adică, da, e foarte bună descrierea și eu am folosit-o deseori în interviuri și asta când m-au întrebat despre rol, am spus asta. Foarte bună descrierea lui Angel. Da, o să spun în premieră, te-am citit, să știi. Da, și era foarte important acest cuplu, pentru că el este un contrapunct atât în ceea ce privește acțiunea, dar și din punct de vedere al genului, pentru că noi așa mai gafăm, mai, dar tot da, timpul da, ne da. Revenim, adică suntem într-o situație continuă de supraviețuire. Cum cred că, lăsând la o parte, dar cred că mafioții au acest instinct de supraviețuire mult mai acut decât... Să întrebăm pe Codin, că el... Eu mai cunosc mafioți și au tot felul de instincte de astea de supraviețuire, așa este. Așa este. Și vreau să spun, și iartă-mă că te întreb, dacă țineți ideea, vreau să spun, fără nicio urmă de exagerare, că toți prietenii mei
care au văzut serialul, care au văzut începând din seara aceea, din piața Ovidiu, de la Constanța, în care s-a văzut în cadrul festivalului Sunscreen, toți prietenii mei te-au iubit nebunește. Deci au fost, numai despre tine s-a vorbit, îți dau cuvântul meu de om, de onoare. Deci toți prietenii mei te-au iubit nebunește, au zis că ești, ești cea mai mare surpriză, că ești extraordinar. Auzi, bine, comparația lor a fost, mi se pare funny, dar ca să înțelegi cât, au zis, George Ivaș cu George, bă, el poate să fie orice, el poate să fie mâine și în Guardians of the Galaxy. Adică, pentru ei, Guardians of the Galaxy mi s-a părut amuzant că era chestia supraimă. Că bă, ai ajuns în Guardians of the Galaxy, poate să joace oricine cu ratonul ăla mic și cu ăla, cu copacul, știi? Bă, da. Dar sincer, fără, acum, lăsând toată gluma asta la parte, te-au iubit pe tine și doar pe tine și doar despre tine mi-au vorbit. Nu ți-am apucat să spun seara nu aia. Nu m-ai apucat. Dar asta mi-au zis, jur. Mulțumesc mult pentru că e un lucru pe care chiar îl iubesc și acum, iar o spun public și e bine de știut, este patronul de care m-am îndrăgostit cel mai tare în ultima perioadă. În ultima perioadă am făcut poate prostia, deseori mi-o spun, poate da, poate nu, dar o să discutăm la momentul ăla, că o perioadă mi-am sacrificat această bucurie de a fi actor în detrimentul... În favoarea. Că eu tot mă gândesc că poate meseria că de bine, director de teatru. De director de teatru, adică administrație. Administrație. Da. Și... ai făcut-o și atunci când ai fost ministru. Adică e adevărat. Cred că a avut cariera ta de suferit, mă refer la cea actoricească. Da. Și în ultimii 15 ani, căci așa, cam asta a fost perioada de administrație, am suferit foarte tare, realmente, iar rolul ăsta m-a întinerit foarte mult, mi-a redat bucuria aia pe care o aveam inițial, pentru care m-am apucat, aia a ludicului, a cabotinului, a celui care trece prin tot felul de sentimente, și rolul ăsta m-a readus pe mine în fața mea, în primul rând. Și am început să mă reîmprietenesc cu mine, actorul. Te-ai întors la origine. Da. Și cred că vine și din faptul că, având o vârstă la care cred că următorii 15 ani o să-i petrec numai făcând actorie, și cum sezonul, și cum serialul ăsta, Clanul, va fi Cadalasul. Exact Cadalasul, da. Să vezi un pelican într-un picior. Vă dați seama cum o să arăt mafiot bătrân așa, care îl duc ăștia și nici nu știe pe unde trage aiurea, pe unde se apucă. Dar apropo de ce ai spus, unul dintre cele mai frumoase complimente pe care le-am primit și eu e chiar de la colegul nostru, băiatul lui Șerban Pavlu, colegul nostru, că joacă în film. Da. Normal. După ce a văzut. Care are gen... 6-7 ani, nu știu câți ani are. 7 ani, da. Okay, da. 6-7 ani, da. Da, ceva. Am spus pentru oamenii să știe cine e băiatul lui Pavlu. Băiatul lui Șerban Pavlu, comisarului Costuiu, este de fapt Tudor mic. Deci ați văzut acele flashback-uri în care îl vedem pe Tudor la 6-7 ani. E surpriză, băiatul Costoiu, e o întreagă... Acum începe. Acum începe, da. Da, și zice... așa, stătea hâtru cum e el, seamănă cu taicăsul, și zice, mie mi-ai plăcut tu și prietenul tău. Da, și mie mi-a zis după, de voi mi-a plăcut cel mai mult, da. Pelicanul și Iulica. Și mie îmi place foarte mult de Pelicanul și de Iulica, sunt extrem de recunoscător atât pentru rol, lui Angel și Liei, cei care au scris, dar și pentru casting, că vorba aia, Pelicanul, adică George Ivașcu, a fost distribuit înaintea mea și pentru că am avut această mare oportunitate să joc alături de tine, să învăț de la tine. Trebuie să le spun oamenilor, și mă uit în cameră și le spun că cum îi vedeți voi pe Pelicanul și pe Iulică, așa sunt și off camera. Pentru mine cel mai bun prieten de acolo este George Ivașcu, adică cred că Angel l-am cunoscut și l-am tutuit imediat, cred că l-am de cunoscut, îl cunoști cu mulți ani înaintea mea, de tutuit, cred că îl tutuim din același moment, din momentul în care mi-a permis și mie. Suntem la fel și off camera, eu n-am un prieten mai bun acolo pe set,
pentru că Angel nu stă cu mine și nu pot să-l număr. Nu mă bag în seamă, adică nu vă imaginați, Păsăiat nu vorbește cu mine, dar eu acolo izgonit, sunt... într-un colț pus acolo. Izgonit, dar așa cum izgonit cum sunt, stau cu George și avem aceeași atmosferă, îmi face farse, adică ce vedeți voi on camera, de același vibe și off camera, nu? Nu greșesc. Da, și îmi place adeseori să-i spun Iulica, adică lucrurile s-au legat de tare încât salut Iulica. Doar Iulica, spui și la telefon acum. Da Iulica, zi-mi Iulica. Iulica, unde e treaba? Da, pentru că eu mi-am dorit foarte tare să-l cunosc pe Codin, nu aveam prilejul, știam atât de multe lucruri despre tine, publice, evident, dar personale nu am avut. Și iată, iar un merit al lui Angel de a ne fi adus împreună, pentru că până la urmă uite, avem cam aceeași culoare a ochilor, de statură, că sunt un pic mai înalt. Eu sunt succesorul, că vrea să-mi dea cheile teatrului și ale filmului românesc. Sunt la el încă, dar a zis că păstrează cheile. Ba, da. Eu mai vreau să mai spun ceva, iartă-mă că te întrerup, George, pentru că, iertați-mă că o să vorbesc cu 2-3 minute, dar vorbesc despre invitatul nostru, așa că... Întrebeți-mă mai des că spun prostii. Mi se pare una dintre satisfacțiile mele personale legate de acest proiect este că am reușit să aduc din nou în față niște actori care nu au mai avut de mult roluri pe micile ecrane, roluri mari de întindere și care acum poate că sunt descoperiți, mie mi se pare nedrept că sunt descoperiți acum, dar sunt niște actori uriași care ajung la un public de masă târziu, după părerea mea, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Și prima amintire legată de teatru, aveam 5 sau 6 ani și am fost dus de părinții mei la teatru, la teatru de comedie, la Iluzia Comică, este cu domn profesor. Eu am aflat mai târziu că era vorba despre domn profesor. Eu vă povestesc ce s-a întâmplat. Eram copil în sală și am văzut un spiriduș, mi s-a părut mie, care intra pe scenă și foarte agil și la un moment dat spiridușul ăla de pe scenă a ajuns sus, s-a cățărat, pac, 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 până la ștangă, pe laterala scenei. Era o scară lateral? Nu, era scară. Era pur și simplu stâlpul, era ca o maimuță, efectiv. Băi, nu pot și mie mi s-a părut magie, eu am crezut că... Domn profesor, te-ai cățărat așa? Da, era Arlechinul. Arlechinul, s-a cățărat pe Arlechin. Mă cățăram pe el până sus și aceea coboram ca o pisică, mă lăsam așa în asta. Da. Pentru mine ăla a fost prima iluzie, iluzie comică, da. Ca să facem referință la spectacolul, și primul moment magic din teatru, după care am aflat mai târziu că era vorba despre domn profesor, după care, bineînțeles, așa cum se întâmplă când te ocupi foarte mult de administrație, lucru de care s-a ocupat cu excelență, dar asta în detrimentul talentului uriaș de actor. Intră într-un cont de umbră, în perspectiva asta, a actorului George Ivașcu. Și atunci foarte puțină lume l-a văzut într-un spectacol mare sau într-un film și a rămas așa, domne, știm că George Ivașcu e un actor bun, dar nu puteai să pui, să zici, domne, în ce l-am văzut, ceva extraordinar în care să-l fi văzut în asta, parcă cu 10 ani, cu 7, cu 8. Și mai ales că cu precădere filmul ajunge la mai multe mase, chiar dacă e un spectacol de succes, cum a avut atâtea spectacole George Ivașcu, spectacolele sunt de București, călătoresc mai greu prin țară, mult mai greu să... Și filmul e o mărturie care rămâne, e o mărturie vie, care, mă rog, cel puțin 40-50 de ani de acum încolo, să sperăm că va fi păstrată copia standard a clanului și că și copiii și nepoții noștri vor putea vedea. Și asta este una din bucuriile mele majore, că tu, George, dumneavoastră, domn profesor, sunteți descoperit de un public de masă și talentul dumneavoastră este așezat acolo unde trebuie. Da, știu, sunt măgulit de chestia asta, cred că ce-am spus, poate că așa e viața, e ca electrocardiograma, sus, jos, în fine, e bine. Și da, vreau să mai spun ceva și în sensul ăsta al mentoratului. Eu am avut șansa să fiu studentul lui Demrădulescu în primul an și apoi să fiu an de zile asistent. Și țin minte că cel care a reușit să mă scape, el a fost de complexul înălțimii. Eu vreau cu niște ochi marca și vreau să văd cine te-a scăpat și cum, adică Demrădulescu, că eu sunt temperamental și după cum vedeți nu prea pot să stau locului. Și țin minte că m-am enervat odată, m-am supărat, domn profesor, nu se poate, și mă revoltam, să deam din mâini și brusc era în fața mea
Demredulescu, țin minte și acum, avea o geacă albă, părul alb, parcă era Moș Crăciun, așa. Și am început și mi-am dat seama, mamă, așa, o, e prof în față, bă, dat în piț, în ușor, și iar m-am crispat și m-am adunat. Și așa înțelep, și așa zice, bravo, Gică, ăsta ești tu, dă din mâini. Și asta mi-a dat curajul, apropo de cățelatul pe pereți, mi-a dat curajul să zic, ok, dacă instinctul devine mai puternic, intuiția e mai puternică decât prejudecata, spaimele, fricile, de a nu fi ridicol, de a nu... Zic, înseamnă că asta trebuie să fie. Și filmul ăsta mi-a dat acest prilej de a reveni la bucuria aia inițială. Bravo, Gică, ăsta ești tu. Și atunci rolul ăsta, diversitatea lui, vine după niște ani de... în care mi-a fost foame de public. Adică mi-era dor să mă întâlnesc cu publicul în toate ipostazele posibile, de la toate generațiile. Și cel mai tare m-a bucurat când am aflat eu cu cine voi juca. Zic, mamă, ce mișto, dar uite, cu George Mihăiță nu mai am... Mamă, dar cu Codin Chitrea să ne cunoaștem noi cândva. Mamă, dar ce mișto! Și așa mai departe. Și asta... probabil se simte, apropo de ce spuneai, și în afara filmărilor, dar și la filmare, în tot ceea ce fac, pentru că cu oricare dintre personaje mă întâlnesc, cu orice situație mi se oferă, e doar un prilej de a mă juca. Restul, de a mă juca serios, pentru că textul e foarte dificil. Și aici și tu, Angel, și tu, Lia, ați dat o savoare acestor personaje foarte pitorești, inversând topica la un moment dat, având o logică perfectă, dar... Da, e o partitură de compoziție, mai ales pentru zona asta de mafie. Adică din vorbă, din felul în care... acționează, se comportă, tot ai o partitură în față care necesită mijloace de compoziție și de asta e, iarăși, Codin în Iulică, de la mers la totul se modifică, totul se schimbă, nu mai e Codin băiatul cu mersul lui sigur de leu. Este, este extraordinar. Mă rog, o să, sper că ați observat că am încercat să Iulică, pe lângă faptul că are scobitoarea aia mereu, care, mă rog, face parte din acum, face, e una cu personajul și cu asta, dar are tot felul de caracteristici. Îmi place să zic că m-au întrebat băieții după seara aia prima dată la Ovidiu, că l-am văzut, că l-am văzut și noi cu public și ne-a întrebat, domnule, știi, ești... Ce a dat cu pistoale, cu astea, zic, da, sper că ați observat că Iulică trage ca Banderas, că sunt singur care trage din lateral, știi, adică pun un vin de la Ostrov și o să vă întreb, domn profesor, care sunt, nu știu, momentele preferate din clown? Care au fost? Ce v-a plăcut să filmați? Sau ce... La filmări sau momente finalizate, ca să zic așa, secvențe... Cel mai mult mi-a... Mulțumesc mult! Să vedeți la final cum o să arate podcastul ăsta. Acum a fost doar începutul. Da, când ne încălzim, ce două ore. Când eu nu sunt obișnuit ca după două ore să terminăm petrecerea. Trei pahare are doar pelicanul, deci astea trei sunt. Exact! Doamne ajută! Doamne ajută! Trească clanul! Pentru clanul, pentru clanul și pentru pelicanul. Și pentru Iulica și pentru Angel. Bun! Dă-i drumul la tobă! Să vă mai spun încă o vorbă. În fiecare episod am avut o provocare. Dacă în episodul 1 ne-a fost frică și cu asta am și dat proba, castingul, de scena când îmi cer, când sunt în genunchi în fața lui Tătuțu. Toți au fost înnebuniți după scena aia. Toți mi-au scris, toți. Deci, efectiv, bă, publicul pe bune, nu e nicio, repet, de câte ori să spun ceva, pe bune. Toți prietenii mei mi-au vorbit de tine, nu știu, și mi-au zis și un special de scena aia. A fost extraordinar. Da. Ai dat-o la casting. Da. Cu aia am dat la casting și cu scena din pușcărie. De ambele mi-a fost frică și evident că ai o satisfacție minunată. Și țin minte când am filmat la pușcărie, că eram eu personal îngrozit, mamă, cum o să fie acolo în interior, ce o să vedem, ce... Și faptul că am filmat chiar într-o celulă cu ceilalți din figurație care arată bestial, adică sunt atât de convingători încât ne susțin și pe noi. Apoi, asta a fost în episodul 1. În episodul 3 mi-a fost frică de scena tot cu noi. Aia pe care a făcut-o Din garaj, când... din garaj. Cu Tusea.
Da. Și o altă scenă pe care n-am pus foarte mult preț, că te uitai așa în scenariu, când îl aduceam noi ăsta la operație cu și zice tătuțul e Dumnezeu, și a fost acel accident absolut senzațional când s-a spart geamul. Și ții minte că ne-a luat râsul. Sper că vei folosi dublă. Nu, e bine, e montată, e bine, totul e în regulă. Da. Da. E dubla aia folosită. Și am apreciat ceva foarte tare la tine, cu toții, pentru că și echipa a început să râdă, toți am început să râdem, singurul care era foarte serios și foarte... Da? Erai tu. Nu ți-ai ieșit nicio secundă din... Da, n-am, până la stop, asta. Am învățat puține lucruri, că eu n-am făcut un ATC-ul ca voi, am făcut și eu câteva luni bune de... Puneori poate mai bine. Zis, actorul nu dă niciodată stop, actorul rămâne acolo, pune ți se dă stop și dacă te bâlbâi, cum am bâlbâit cu 1993, tu mergi înainte și nu dai tu stop, nu mi-ai explici tu când să dă stop. Tu mergi înainte, că văd eu, poate fac ceva cu scena aia. Și atunci eu sunt tot timpul terorizat în treaba asta. Cât despre celelalte episoade aș vrea să vorbesc mai puțin, dar în fiecare au știut să pună sarea și piperul, astfel încât există întotdeauna un moment de provocare și un moment cheie care definește, și atât pot să vă spun că am apucat să citesc scenariul, dacă nu să vă spun cu adevărat că l-am și filmat până la capăt, o să vedeți ce frumos puzzle, căci până la urmă, la finalul sezonului, cei care vor fi urmăriți de la episodul 1 la ultimul episod, vor să vadă, aha, și atunci s-au prins ei acolo. Da, asta era în episodul 3 sau 4. Corect. Și așa mai departe. Adică e foarte frumos construit, chiar dacă apar în diverse culori, până la urmă se constituie într-un puzzle foarte frumos la final. Foarte frumos. Și asta m-a fascinat și la scenariu și de-aia fiecare episod pentru mine, profesional vorbind, ca actor, este o provocare emoțională, în primul rând. Că trebuie să treci de la râsul plânsul, de la serios la... Mă rog, așa... Alunecos. Ludic alunecos, da. Da. Și asta e foarte, foarte interesant. Dar spune-mi, te rog, de scena pe care ai dat casting, scena când ești în genunchi în fața lui Bebe Măcelaru și îți cer iertare. Uh-huh. Este una dintre puținele scene în care nu suntem împreună, noi de obicei suntem nedezipiți, dar una dintre puținele scene la care nici măcar n-am asistat, n-am fost în ziua aceea la filmare. Dar și aici vă dau un mic insight, de fiecare dată când nu sunt împreună, urmează să se întâmple ceva rău. Deci ca să știți. Da, corect, da. Așa este. Deci așa este, urmăriți da. Și da. Acest... Da. Am urmărit scena ca oricare altă nu știu, spectator neimplicat și nevinovat, am urmărit-o când am văzut primul episod, atunci în piața la Ovidiu. Foarte tare, tuturor a plăcut aia. Cum ai intrat în stare? A fost greu? N-a fost? Ai plâns la toate dublele? Nu știu, te întreb. Da, am plâns la toate dublele pentru că, așa cum bine spuneai, învățăm și ideea de racord. Adică tot timpul, chiar dacă ei trebuie să facă acest montaj de gen cu un obiectiv mai strâns, alte încadraturi, tu trebuie să rămâi constant în tipul ăla de emoție și de mesaj și de gând. Dar cel mai mișto, că tot m-ai întrebat, a fost castingul. Castingul, te amintești, Angel? Ce ai făcut la casting? La casting am dat cu regizorii, adică cu Angel și cu Milo. Vă amintiți? Da, eu știu, da. Da, și a fost foarte mișto pentru că tensiunea, apropo de realitatea, tensiunea era pentru că totuși te dai cu regizorul. Nu știi ce în capul lui tu, oricum nu știi ce urmează în celălalt episod. Tu ai primești doar cătiuțea, replicile alea. Dar mă uitam la intensitatea privirilor lor, pentru că evident, astea sunt personaje cu miză în serial, deci nu poți rata castingul aici. Și cu toate că ne știam, mă uitam cu câtă delicatețe, grijă și inducerea tensiunii era acolo, încât nu știam ce va urma, nu știam cum o să fie la filmare, dar știam că e de rău, e pericol mare. Asta am simțit-o intuitiv, adică s-a dezvoltat brusc intuiția în mine și zic, stai că nu știam unde apare ea în episod și care este ponderea, greutatea în episodul respectiv. Și după aceea când am mers la filmare, rămăsesem într-un fel cu... gata, hai că știu scena, că am făcut-o eu la casting, am văzut ce mi-au dat regizorii peste ceafă atunci, adică ce tip de scene, și am fost plăcut surprins, pentru că miza în scenă, cum zicem noi, adică compoziția întregului, avea și mister, avea și poezie, avea și comicii dorată,
au venit peste mine elemente de neprevăzut care m-au pus în situația de o vulnerabilitate și de comun încât chiar mă simțeam abandonat și nu știam ce mi se întâmplă. Nici nu era Iulica acolo. Da, da, exact. Păi, era, el te-a plâns pe tine, de fapt. Știi? Da. Auzi, nu. Auzi, poate tocmai de aia. Nu, ții minte că noi când ne-am despărțit, filmasem înainte, zic, băi, am scenaia în care, și ți-am spus replica, că Iulica, băi, iartă-mă, dar nu-i vina mea, e vina scenaristului. Așa că dacă ai discută cu Anghel, să schimbăm replica. Iulica e băia bună, mai încet cu capul, da. Da. E băia credincios, nu mă știu. Da, e câine de credincios, dar cu capul e mai încet. Și mi-am cerut scuze că voi filma această chestiune. Dacă se râde, eu sunt mulțumit. Adică mie mi se pare una dintre replicile bune pe care se râde. Am observat de fiecare dată când am văzut acest episod și prima dată când l-am văzut cu echipa și când l-am văzut piața la Ovidiu, da. Și ce mi-au mai scris oamenii și este o scenă, adică este o replică la care se râde. Cât timp da. Se râde, puteți să se râde. Da, și e extrem de necesară pentru că în toată tensiunea e un comic relief, adică exact. De asta se și punctează foarte bine, de asta exact. Se decupează și râzi, da. Pentru că îl vezi pentru prima oară, te-ai obișnuit cu pelicanul ăsta ludic și tot haios și haz și dintr-o dată ți se face o milă de el, vezi efectiv ultimul om acolo în genunchi, te rog tătuțu, nu mă omoră. Da. Astea sunt cele două replici care te mai scot din starea aia. Da. Asta când zice, ăsta e Iulica, e așa, dar e cu capul. Da. Și a doua, la tot, final. La final, când zice, mă duc și eu, da. Mă duc și eu, și eu îl caut peste tot. Și marca și exit-ul, da, adică, da. Și eu plec acum, că mă duc să-l caut, am multă treabă, știi, adică ca să nu se finalizeze cu un gloț pentru pelicanul, știi? Dar acolo e un detaliu foarte important pe care actorul, regizor, Anghel mi l-a dat. Am repetat, plecasem în tipul ăsta și a venit așa, cum vine Anghel, nu-ți dă indicații să afle toată lumea, el vine așa foarte colegial și spune, eu dacă aș fi pelicanul mi-aș da două palme în cap. Indicația a fost a lui de a-mi da palme, nu-mi trecuse prin cap de să-mi dau o palmă în cap, dar a fost foarte așa, da, a văzut repetiția și vine așa, eu dacă aș fi pelicanul mi-aș da o palmă. M-a ajutat foarte tare, pentru că acolo și freza se strică, e omul autopenitența, de, da. Te bați tu ca să nu te bată el, întotdeauna, da. Dau eu. E o cale cât de cât sigură, corect. Vreau să te întreb asta, pentru mine că vorbim noi, avem foarte multe duble, bâlbe, întâmplări. O să facem un montaj, pregătiți, îl lansăm în premieră tot la mijloc, așa cum am lansat și teaserul, așa o să lansăm și acest montaj de bloopers, da? Avem, ne distrăm. Nu, o să râdem, mai ales cu Pelicanul și Iulica. Da, ne știți că nu o să râdeți atât de mult cu noi, pentru că noi suntem comici în restul timpului, spre deosebire de ăia tragici. Să vă uitați la doamna Carmen Trasă și la oamenii care sunt acolo serioși, la domnul George Mirița. Acolo sunt bloopers și la oamenii care joacă drama. Da. Dar la comedie oricum, ce să mai râzi cu noi, că râzi oricum. Zicea Carmen, zice, domne, trebuie să vorbesc neapărat cu ei din sezonul 2 să nebunească asta brusc, să treacă și eu la comedie, că la cât am plâns în filmul ăsta. Am spus asta și în podcastul cu doamna Carmen Tănase, am povestit că atunci când am avut scena în stradă cu Bursuc, cu Arabilul Bursuc, cu tot, cu Lele, cu toată nenorocirea aia, cu toată organizarea aia, cu nunta din stradă, atunci eu am tot postat toate momentele de lăutărie și de manele pe care le așa și mi-a scris doamna Carmen Tănase, bine că jucați voi acolo comedie și vă distrați și eu am numai dramă și lacrimă și am povestit asta și când a fost un site la misiune. Da, dar e contrapunctul care trebuie, adică faptul că poartă acest tip de emoție și iarăși zic în scenariu, ce frumos că scena mea vine imediat după o scenă pe care o construiește foarte frumos Carmen cu Denis acolo. E foarte frumos că e o, să zic eu, o trambulină pentru mine, e aproape de scenariu. Și sunt convins că, nu dau din casă, dar sunt convins că și la aia din garaj cu el când e murdar invers. Da, da, da. Se leagă foarte bine. Da, nu, ele există întotdeauna. Ăsta, de fapt, în puzzle-ul ăsta al scrierii, odată ce s-a găsit elementul ăsta al fiecărui personaj și începi să îi descoperi și să le prinzi verbul și să le prinzi direcția, după care, în momentul în care se construiesc acțiunile, totul e un puzzle și tu trebuie să așezi piesele în așa fel încât, fără să-ți dai seama tu, spectator,
o secvență de fapt o poartă pe cealaltă. Deși sunt planuri diferite, da. Chiar dacă aici suntem cu David și după aia ne începem cu Tudor, ele sunt într-o permanentă legătură subliminală. Nu faci legătura imediat, nu zici, poate aparent nu au nicio legătură, dar de fapt ele, ca să existe ritm și curgere și să nu ai burți și să poți să simți un episod care are mai multe planuri ca fiind un întreg, e nevoie de o conexiune subliminală între fiecare secvență și ele se creează și na, când actorii au și talentul ăsta de a împinge lucrurile mai departe. Cum ai zis să facem să nu avem burți? Să-mi notez și eu. Deci, să nu avem burți. Aoleu, tu mi-ați lăsat burtă pentru personaj. Cum adică, da. Dacă ne-au zis să ne îngreșem înainte, că și eu de asta sunt... Iulică, da. Trai bun. Clar să fim, da. Am și mâncat mult. Spune-le. Spune-le cât de mult am mâncat atât în timpul filmărilor, de câte ori a trebuit să mâncăm și chestiile de care ne săturasem la dubla 25, dar și că mâncăm bine și acolo la prânz. Este o secvență, nu spun pentru că probabil va urma, când ne pregătim noi masa, dacă ți-amintești și eu, ca prost am zis că hai să nu mai mâncăm. Amândoi am zis să nu mai mâncăm. Să ne căutăm berea ca berea. Dar tu ai dat-o cu berea ca să te scuzi din asta, las că eu beau bere. Și am rămas eu cu acțiunea de mâncare. Zic, bă, nici eu nu mănâncă dacă trag niște duble, nebunesc. Și atunci, țin minte, m-am apucat să tai ceapă. Și am tăiat atâtea cepe la duble, încât la un moment dat când mi-a venit și prin planul și replică îmi curgea nasul și nu știam cum să fac să-mi dau tot tu și replica. Nu știu ce a rămas din chestia, dar oricum eram... Am avut niște scene și lacrimi, eram... Am avut niște scene cu mâncare destul de grele de făcut, amândoi am avut așa, dar trebuie... Ținte și la nuntă, tot așa cum evitam să nu mâncăm, colegii noștri în schimb și-au luat-o foarte tare. Noi ne mai jucam cu mâncarea, dar dogici cu Cătă erau... Da, Cătă la un moment dat a mâncat dublă alta și a început, nu mai putea să mai mâncea și altă dublă. Oh, nu, altă dublă. Își lua ultimul ridicat după stop și scotea din gură și l-arunca pe jos să poți să continue, da. Dar trebuie deci să... se mănâncă bine la clanul. Se mănâncă bine și... și bătaie, și mâncare. Bătaie, și la pauze, și catering-ul e foarte bun. Oh, catering-ul e foarte bun. Dar trebuie de fapt, să... noi de-aia mergem la filmări, că nu mâncăm nimic exact, acasă. Exact, mâncăm de mult. Deci. Dar trebuie să recunosc că am învățat foarte mult de la tine. Cât timp am filmat, am și furat meserie privindu-te și văzând ce faci acolo și cât de mult adaugi la rol și toate gestii, am încercat să fur cât am putut, am învățat și efectiv predat, am avut scena aceea pe care nu știam cum să o rezolv, dacă mai ții minte, cu telefonul cu fantoma, la care, pe scurt, era un telefon la care credeam sau Iulica trebuia să creadă că la era un moment transcendental. Iulica avea impresia că vorbește cu un mort. Cu un mort la telefon. Cu, cineva, comică cu o fantomă, cu cineva trecut în lumea de dincolo. Și nu știam cum și încercam tot timpul să așa te învață la actorii, să te pui în situație. Să-ți pune-te imaginezi. În situație. Da. Imaginează. Pune-te, ești tu în situație. Nu e neapărat Iulica. Ești tu. Tu în situație. Bă, eu în situație nu pot să cred asta. Nu știu cum m-aș vedea în situație. Nu exact pot să fiu, m-ai și întrebat. Nu pot să fiu în situație. Și l-am întrebat pe George. Eram în rulot amândoi. Zic, bă, cum? Și a zis, păi ce spune ăla la telefon? Păi ăla la, cu ăla la telefon încerci să negociezi salvarea mea, salvarea șefului meu, salvarea pelican. Și a zis, vorbește cu altcineva, dar de care să-ți fie teamă. Nu neapărat, că i-a zis, bă, nu pot să mă pun, nu pot să vorbesc cu o fantomă, nici eu cu Odin, nici Iulica, nici nimeni, nu pot să-mi imaginez. Și a zis, pune-te și m-a ajutat foarte mult, adică cu sfaturile și pe care mi le-ai dat. Și acum te întreb eu, da. Cine ți-ai imagina că vorbești? Pam, pam. Stai să mă gândesc de cine mi-e cel mai frică. Îți dai seama de nevastă mea. Da. Asta m-am gândit, că trebuia să-mi fie frică, știi? Și, da, nevastă mea. Nu e singurul. Da, normal, toți suntem în se situația pare că asta. Mulți dintre noi avem această problemă. Normal, ești cea mai mare frică, îți dai seama. Dacă sună acum, închide mafioții noștri de bază din serialul Clanul, știi aia, Pelicanul, Iulica, locotenentul și sublocotenentul, măcelarul. Nevestele. Da. Nevestele. Păi ai văzut că și acolo era a fost la un moment dat un locotenent ăla a Achim, care avea o nevastă care venea și țipa pe la măcelarul pe acolo. Adică nu, ți-e teamă, da. Dar îți mulțumesc absolut pentru toate lecțiile pe care mi le-ai predat, atât cele voite și explicite, cât și cele nevoite. Dar trebuie să mai divulg ceva, că apropo de tine. Că și eu m-am uitat foarte tare la tine, că normal, fiind un cuplu, trebuie să ne armonizăm. Și mă uitam că ești într-o permanentă dinamică, foarte firească, adică nici nu pare că ai replică, dar ești, mă uitam la un lucru care devine organic
apropo de asumarea personajului, tot timpul ești în dinamică, adică ai un soi de fluid de la continuu în care e starea de pândă în care el e atât de viu pentru că tot timpul e atent și în relația de subordonare cu pelicanul, dar și în relația de pericol. De pericol. Și asta, apropo de balaurul cu două capete, asta dă și iarăși un contrapunct pentru că îmi dă mie confortul ca pelicanul, că l-am pe ăsta aici, ăsta e ca și câinele credincios, da, cum da, zic da, așa. Da, da, câine credincios. Și atunci, da. El inițiază, avea ce șmecherie el când vine la balastier acolo. Șeful, am luat, nu știu, stai, ia, și care-i treaba? Și până la urmă... N-am realizat această fluiditate de care spune, dar ce încerc să fac tot timpul și cred că o fac destul de bine este să ascult. Când nu am replică, când nu am o acțiune de făcut, eu tot timpul încerc să ascult și să preiau de la ăla ce e acolo. Și cum spunea Angel, personajele astea sunt foarte, din punctul meu de vedere al tehnicii actoricești, sunt foarte apropiate de personajele și de rolurile tip americanesc, gen, zicem, nu știu, Johnny Depp, care compune în Pirații din Caraibe, are un mers special, are o chestiune. Da. Și asta, sigur că într-un prim moment ți-e dificil că nu știi care sticurile, dar faptul că te îndepărtezi un pic de tine ducându-te către un personaj care are un comportament care îl definește ca arhetip, ca fiind o personalitate foarte puternică, și asta mi-a plăcut foarte mult, apropo de rolul de compoziție, adică tehnica actoricească nu este aia la minimalismul deloc. Minimalismul la ok, să ne firești, vorbim de aici. Cel puțin nu la noi și mai ales nu la tine. Adică nu la pelică. Asta, eu tot revin, iartă-mă, dar toți prietenii mei sunt fanii tăi. De acum, de când au văzut Clanul, că nu știu dacă au fost foarte mulți să te vadă în rolul de teatru, dar acum sunt fanii tăi. Și asta e alt lucru pe care mi-au spus. Bă, un actor român se aruncă în situație, adică și o face ok. Adică că de multe ori când ești mai strâns, mai alb, ești și safe. Uh-huh. Că da, dacă ești aici mic și vorbești, nici nu poți să greșești foarte tare. Adică, corect. Bun, nici nu faci un rol memorabil, dar ești foarte corect. Și a zis, mamă, bă, ăsta se aruncă în situație, ăsta parcă... ai fost comparat cu Al Pacino și cu Joe Pesci. A zis, bă, ăsta e Joe Pesci al nostru, omul se aruncă, e acolo, e funny, dar după aia mea se întoarce, e periculos. E, da, foarte, toți prietenii mei sunt funny tăi. Și acum o să vă povestesc și eu ceva despre voi, lucruri pe care nu vi l-am spus niciodată la nivel personal. După ce ați dat castingul și evident amândoi ați fost plăcuți, foarte plăcuți pentru... Să vă dea Dumnezeu sănătate cu aceste care să spunem la... Da, da. A intervenit următoarea problemă. Erați foarte bun pe rol, fiecare în parte, după care s-a discutat la nivelul factorilor decizionali, ca să zic așa, de o incompatibilitate între voi. Da. Care prima oară pornea de la înălțime. Dom'le, suntem amândoi mici, nu, aici trebuie să fie unul mic și unul mare. Sincer, trebuie să fie, da, unul... adică la prima mână, da, așa e. Dar e și clișeistic, da, în același timp. E și adică clișeu. Bossul, da, ai unul mare cu care... Așa, da. E mult mai funny să fie așa, după care la tipologie de joc. Pentru că domn profesor e un actor cu mijloace mari și tu ești foarte bun, dar pe actor cu mijloace mai de film, mai de cinema, n-ai făcut teatru și atunci tu știi, înțelegi foarte bine cinemaul și îl folosești în sensul ăsta. Eu merg în zona aia de minimalism atunci, da, că, vreau, da, să, că vreau să fiu safe. Da, adică, da. Adică totdeauna, când, mai ales când făceam filmele și erau pe bandă, da, rulantă și aveai doar un shot, eram, bă, o zic aici mic, o zic corect și să treacă, să putem să nu mă arunc eu... Și atunci am avut buna inspirație să trag foarte tare, să subliniez că aceste lucruri nu sunt deloc o incompatibilitate și sunt exact lucruri care vă va aduce într-un echilibru perfect. Unul la mână, faptul că sunteți de aceeași înălțime va crea această dinamică fluidă între voi în permanență, pentru că voi sunteți când unul, când altul, când unul, când altul, exact acel balaur cu două capete care e nevoie să fie pe același plan ca să poată să își schimbe în permanență plan, să, știi, când unul, când altul. După care, în joc, unul dintre voi automat va fi nevoit să urce mai sus și să-și îmbogățească mijloacele, trage, da, la nivel de cât de mult dai și cât de mult începi să te joci cu mersul, cu vocea, cu privirea, cu tot, și în momentul în care sunt tendințe de teatralizare, automat celălalt e tras în jos pentru că are cineva care e într-o zonă foarte de cinema de firesc și se creează acest echilibru perfect, uh-huh, între voi, și de asta funcționează foarte bine ca un corp comun. Și mă bucur enorm că sunteți atât de armonioși în povestea asta.
și eu simt asta și așa este. Așa este exact ceea ce spuneam apropo de fluiditatea ta într-un tărâm de ăsta clar, solid. Și faptul că ne completăm energetic vorbim, că de fapt e vorba de o energie care de fapt e yin-yang, adică sunt cuplate așa. Deci oameni buni, ați înțeles, noi v-am chemat să vă uitați la acest podcast ca noi să ne lăudăm între noi. Deci da, prin asta da, facem. Da, noi este extraordinar. Pe canalul nostru și pe timpul nostru, pe banii noștri. Codine, e cel mai bun. Dar vreau să spun ceva, că până când să mă dumiresc cum e cu rolul, ții minte că te sunam? Da, da. După ce filmam, pentru că mi se făcea, nu e mult? Și mi zicea, ai încredere. Nu e. Și până s-a armonizat energia asta. Pentru că oricum toate lucrurile astea trebuie gândite în ansamblu. Pentru că poate să fie mult într-o secvență dacă o gândești doar unitar. Dom'le, în secvența asta poate a exagerat, dar ele întotdeauna sunt judecate în ansamblu. Și dacă secvența asta e urmată de una în care e la pol opus sau foarte domolit, tu vezi de fapt un range, un ambitus actoricesc și îți dai seama că personajul ăsta e în toate felurile. Și eu nu cred în asta cu prea mult. Eu cred că dacă este asumat pe interior, poate să fie oricum. Adică ne uităm la Becali, personaj din viață, din zona asta. Da, normal, și el e real, adică dacă te-ai juca așa, e mult. Nu există. El așa e, îl iei ca un personaj în viață, există, trăiește, vorbește așa, merge așa, face asta, scoate bani, începe, nu e, ăla e. Dar e asumat pe interior, că el s-a așezat în Gigi Becali. Sigur, și toate performanțele memorabile din filmele pe care le iubim, de obicei de la Hollywood, sunt cu niște performanțe așa, care într-adevăr atât timp cât au fost bune, de-aia sunt alea pe care le ține minte. Într-adevăr sunt mai riscante, adică dacă faci chestia asta și nu e acoperi bine, pe interior, nu e acoperită pe interior, e nasol, se simte și o simte oricine, orice civil te poate descoperi fără nicio problemă. Dar da, nu există prea mult, toate alea cu You're Out of Order, The Whole Court-ul meu, da. Știi ce zic? Dar, Jack Nicholson. Așa. Ce? Jack Nicholson barca. Jack. Nu cred că era, cred că era Pacino. Trebuie să ne uităm. E Jack. Da? Oricum, e un coleg de-al nostru. Asta vreau da, să da. Spun. Jack sau El? Colegul nostru. Băieții, sună-l, mă, da. Sună-l și întreabă dacă am fost el. Asta vreau să spun. Poți că să fumezi, nu? Poți să fumezi. Pelicanul, dracu. Pelicanul. Boss, ești pe la tine pe zona aici, boss. Nu e nicio problemă. E comic rău. E comic. E comic rău, băiat, da. Bun. Am vorbit despre Pelicanul și Clan. Acum zic să facem drumul firesc către George Ivașcu. Deci am zis că trebuie să-mi aprind țigara. Da, te-ai așezat. Da. Nu? Codin sau mai da, ai? Eu mai aveam ultima, nu de altă, dar așa a prins boss țigara și e mai mult în Pelicanul acum. Mai am ultima. Voiam să te întreb cum ai simțit secvența noastră de împușcături de la volă, dacă tu ai mai făcut asta vreodată, dacă ai mai tras cu pistolul într-un film, nu? Nu n-am mai tras, am jucat numai personaje pozitive, dar cu nu, pistolul n-am mai tras. Până acum, poate publicul ce amintește măcar atâta, că și aici mi-au schimbat lucru, până acum, ani de zile, eu am avut părul așa, mai romantic, mai, dacă țineți minte. Și pentru filmul ăsta au zis că m-au tuns. Și fiind eu până atunci mai personaje mai romantice, jum prim comici, n-am prea tras cu pistolul, trăgeam cu florile, trăgeam de fete, dar nu jum prin comis, dar nu cu pistolul. A fost o secvență în care m-am simțit provocat. De ce? Odată că n-am mai tras cu pistolul, zic, mă, cum fac eu toate cascadorile alea, că ai văzut, săream pe acolo, săream pe dincolo și zic, măi, fiu eu caragios și cu burtică și cu săriturile astea și cu aia. Da, până la urmă m-a scos, iar cel mai tare m-a scos fuga aia de acolo. Foarte bună. Scena a fost extraordinară și nu doar fuga aia pe care ai făcut-o, nu, toate, gândește-te toate acele alunecări pe care le-ai lăsa să se întâmple, pentru că era panta aia când te duceai în sus o iei pe Teo și când coborai și nu știu ce, și când ai coborât prima dată cu Denis, când eram eu jos în vale, toate acele lunecări pe care le lăsai să se întâmple și erai așa tot timpul, poate țineai de Denis, poate ai dus să iei pe Teo și când ai coborât te țineai și de ea, adică tu te-ai dus să-i dai domnișoara Verea, îi dai mâna și
jos erai tot mai multe țineai tu de ea, adică erau fost foarte bune. Da, era... Alea nu știam că vor fi așa, dar panta aia mi-a permis acest tip de accident, că el vine de grandă așa și toată, opa, tată, ușor cu pianul pe scări. Și asta e foarte bine ca și contrapunct. Dar trebuie povestit după ce s-a dat mașina peste cap, benzină, nebunie, îți amintești, Anghel, ce am făcut eu? Apropo, da, de vei pelican. Deci, era o filmare cu grad mare de risc, mașina mai avea puțină benzină în ea, că n-ai cum să o scoți pe toată, tot mai rămân acolo rămășițe. Intră vola și după care era un perimetru de securitate unde n-aveai voie să nu cumva să fie un incendiu. Cu stingătoare. Da, cu stingătoare, cu ambulanță, mașina răsturnată, cu mașina de pompieri, mașina răsturnată, făcută zob. Și noi cu toți emoționați, a intrat vola, a răsturnat o paia, după care așa să ne adunăm, să vedem, suntem toți în regulă, da, totul e în regulă. Și George cu țigara în gură. Dumnezeu, da. Dar ce s-a filmat de efectiv? Era da, la 2 metri. Așa venea, da, exact, 2 metri de benzină. Da, cu țigara așa. Fumam, Dumnezeu, nici n-am văzut. S-a tras aici să împrumă ceva. Mă, bine, ți-ai prins țigara acum, că lumea să-și poate imagina mai bine cum ești. Da, exact așa. Ce e aici, boss? Ce ați făcut, băieții? Băi, băi, băi! Te mai încolotat. Stai, băi, cum? Și a sărit repede un agent de securitate de pe acolo, ce era el. Nu, ce e, bre, direct pelican, okay. Care e problema? Am înțeles, mă duc. Da, a fost foarte... Foarte bun. Și o zi de filmare care mie e foarte dragă ziua aia, mă bucur și pentru tine, a fost măcar o premieră, că vorba aia, că te-ai făcut-o, dar ai tras prima dată cu pistol într-un film acolo, așa că e o zi memorabilă și pentru tine și asta îmi dă și o ocazie să te întreb, ca să facem așa trecerea, că de la pelicanul la George Ivașcu, ce preferi, dacă trebuie să alegi? Teatru sau film? Multă vreme am zis teatru. Multă vreme. Și am făcut foarte mult teatru. Mult. Foarte am jucat mult. Foarte mult. Fost pe unul l-ai și făcut. A, da, unul l-am făcut fizic. Unul l-ai și făcut. Foarte mult. Pentru că provocarea în teatru este emoția continuă. 2 ore nu ai cum să ieși. Trebuie să fii acolo continuu, indiferent de ce te parazitează, ce nu-ți convine, ce nu e în regulă. Dar cu provocarea asta a rolului și a serialului, a început să înclin foarte tare spre film. Dar unde e satisfăcută latura mea de teatru e tocmai prin pedagogie. Prin faptul că zilnic sunt la școală. Corect. Și atunci faptul că sunt o relație continuă cu ce înseamnă scenele de teatru, cu acest tip de creativitate, de căutare, de viul ăla care se naște acum aici sub ochii mei, mă antrenează paradoxal teatru acum ca profesor, mă antrenează foarte tare pentru film, pentru că și în secvență e punk, e acolo, trebuie să fii acolo în momentul ăla. Dar acum film. Film, acum ok. Film. Ești angajat la un teatru acum? Nu sunt angajat la teatru, sunt angajat la facultate. Sunt profesor din 93 acolo. Am fost actorul Teatrului Național până în 2007, când am hotărât că, având această șansă de a fi construit un teatru, pentru că nu e puțin lucru și de aia uneori, sigur că regret perioada de administrație, în același timp privesc și partea plină a paharului când spun da, totuși am avut șansa de a construi un teatru, un teatru în care va rămâne. Sigur va rămâne. Și... Să sperăm. Va rămâne cumva. Să sperăm, să sperăm. Nu poți să știi niciodată în contextul... Ce se face acolo? Poliție locală? Ce dar cu 3 ani nu-ți puteai imagina că cel mai de succes teatru din București nu va mai exista în sens concret, nu se va mai juca nimic. Și acum mi se pare orice posibil, dacă acum 3 ani îmi spuneai că Teatrul Metropolis nu va mai fi, nu că domn profesor putea să nu fie sau să nu fie director, asta e o condiție clar temporară, adică categoric. E normal, e firesc, vine, pleacă unul, vine altul, nu, asta e problema, problema e că teatru în sine nu se mai face, nu se mai joacă spectacole, producții. Nu mai este finanțat. Și atunci, dacă au tăiat finanțarea, care mi se pare mult mai grav decât să ia acum, oricum el nu există, mai bine l-ar da unui, nu știu, spital, fă ceva cu el, cu spațiul ăla, că l-ai un spațiu gol în momentul ăsta. Pesc, că am intrat în așa subiectul ăsta și încerc să-l explic, pe scurt vreau să vă explic, să înțelegeți, nu o să intrăm foarte adânc în asta, Teatrul Metropolis a fost
sau este, nu știu cum să vorbesc, un teatru de proiect și aș vrea să explicați oamenilor ce înseamnă asta, pentru că a fost o premieră în țara noastră, acest tip de concept, da. Acest concept, teatru de proiect. Da, și aici o să mă ajute foarte tare și Anghel, care și el foarte multă experiență în zonă. Un teatru de proiect, oameni buni, este foarte pe scurt, un teatru care nu are trupa angajată. Deci este un teatru unde, teoretic, pot veni trupe de actori independenți să fie găzduiți de un teatru de stat, să fie plătiți pe reprezentație, să li se dea bani pentru regie în momentul în care fac o regie, scenografie, muzică și așa mai departe. Și nu doar trupe, adică un regizor poate să pună în scenă un spectacol și să facă casting. O distribuție ideală. Adică să facă un casting așa cum se întâmplă la film. Exact ca la film. Exact ca la film, să cauți cea mai bună sau distribuția pe care ți-o permiți, exact ca la film. Exact. Să încep să... Spre deosebire de teatrele de repertoriu, care în general sunt celelalte teatre pe care le cunoașteți, unde există o trupă angajată și unde, teoretic, conform statutului, ar trebui să se monteze spectacole cu actorii angajați. Doar excepții. Da, extraordinare, unde domne, când se caută o anumită tipologie fizică, exact. Și atunci zice, bă, nu găsim la noi în teatru, în trupa angajată și trebuie să mergem în afară și luăm un colaborator. Asta este. Teatru. Da, deci asta este esența, așa cum bine ați spus amândoi, că de fapt șansa teatrului de proiect este că el nu poate rezista decât prin calitate, pentru că practic echipa este respectivă, meritocrație, sigur că da, pentru că acolo nu ești obligat să-i dai un salariu. Dacă spectacolul nu are succes, s-a terminat cu el, da. Și nu rămâne decât ce cere publicul, de fapt. Dar trebuie să nuanțez că în 2007, apropo de condiția de profesor în primul rând, când eu n-am vrut să fiu în viața mea nici director, nici să mă bag în administrație, dar a venit această provocare de a înființa un teatru, primul teatru de proiect, pentru că asta a fost ideea mea. De ce? Țin minte că și acum când m-am dus în fața Consiliului General, cei care legiferează, cum s-ar spune, înființarea asta, discursul meu a fost foarte simplu, profesor fiind. De ce un teatru, el se numește de fapt în acte Teatrul Tineretului Metropolis și okay. Obligația lui este ca prin fondare ca 60% din ce există acolo să fie actori tineri. Și argumentul meu atunci în fața lor, și a fost votat pozitiv, a fost că am spus următorul lucru. Zic, sunt acum în fața dumneavoastră pentru că dacă eu eram actor Teatru Național la momentul ăla și profesor în școală, și zic, dacă sunt acum aici și doresc înființarea acestui teatru, e pentru că dacă pe vremea mea, în 1993, da, în 1993, se spunea de pe atunci că nu te așteaptă nimeni cu flori în gară pe tine ca actor tânăr, astăzi nu mai sunt gări. Și rugămintea mea este să înființăm această gară pentru actorii tineri. Asta a fost și bănuiesc că această înregistrare există undeva, pentru că ședințele sunt publice. Când am formulat acest lucru. Și în felul ăsta s-a înființat Teatrul Tineretului Metropolis, pe scurt Teatrul Metropolis, în care, într-adevăr, accentul și, apropo de teatru de proiect și de faptul că mulți actori își găseau acolo, neavând angajamente fixe, adică neavând un salariu, ei câștigau exclusiv din aceste reprezentații, că de-aia până acum 3 ani, cum spunea și Anghel, m-a sunat un prieten care spune, bă, dar la tine tu joci un singur spectacol? Adică, nu înțelegeam. Tu joci mai sold out, că tot timpul se juca, ajungesem la performanță, le jucam ca la cinema. Țin minte că erau intrai pe site, că asta era frumos, intrai pe site și erau titlurile spectacolului și dacă era sold out, erau tăiate titlurile și apărea doar sold out. Deci, practic, dacă intrai pe site-ul Metropolis, de cele mai multe ori, se juca sold out în fiecare zi. Lunea, sold out se juca și marțea și miercuri. Și ajungesem să jucăm ca la cinema chiar și 2-3 reprezentații pe zi. Ideea este că în momentul când ne-am dat demisia din această poziție, pentru că n-am vrut să devin un șef de sală, un administrator, adică să mă duc să deschid și să beneficiez de poziția de director, adică secretară, cafea, șofer. Mașină, da. Da. Intrasem în depresie. Adică chestia asta m-a chinuit timp de un an de zile până am luat decizia, pentru că tot nu erau bani, rămăsesem restanțier, nu din vina mea, a plăti actorii și mi-era rușine de colegii mei actori, fie ei tineri, fie ei care trăiau, oamenii chiar nu înțeleg că uneori pare wow și trebuie să plătim și actorii, adică el nu se bucură doar că face actorie, păi da, el nu plătește facturi, el nu-și cumpără pâine, el nu trebuie să trăiască și omul ăla din ceva. Bine, tipul ăsta de vedere, nu știu cine chiar așa. Mai sunt ori, nu, hai să-i înțelegi. Da.
În fine, dar revenind, și atunci asta m-a mânat pe mine în luptă, pentru că le-am zis, eu nu mai am ce să le spun studenților, ce motivație, bă, dacă înveți bine, cine te așteaptă pe tine, cine te distribuie? Nimeni. Și de asta ce spunea și Angel, mă duceam, țin minte, tot timpul, în fiecare vară, la tot ce însemna festival de teatru independent, tocmai pentru a alege lucrurile cele mai bune și a le muta pe cine teatrul Metropolis într-un fel sau altul. Adică să aibă o viață, să continue acea performanță a unor oameni care și așa se adunau fiecare de unde veneau, în timpul puțin pe care îl beneficiau, și au, hai mă, să ne suflecăm mânecile, să facem un spectacol. Și era păcat să moară imediat după două, trei reprezentații. Asta era ideea. Ideea care a fost prelungită după aceea și cu ziarul Metropolis, care și ăla e. Ziarul Metropolis, care era un cotidian cultural, tocmai prin care am spus, domne, nimeni nu mai promovează tineri, indiferent că e vorba de arte plastice, muzică, actori, regizori. Și zic, bun, ok, ce ne costă acum pe noi să avem o chestie, pare firească, în care să iei un interviu unui actor tânăr. Și asta a fost demersul și asta m-a făcut tot profesorul din mine. De a spune, trebuie un loc pentru ei. Și cum bine spuneai, nu m-ar supăra, ba chiar aș fi foarte mândru, dacă tot nu mai vrea să financeze primăria teatrul tineretului, că nu cred că acolo sunt găurile în asfalt, măcar să-l dea Ministerului Educației, adică un ATC-ului, măcar să devină un teatru al tinerilor, finanțat ca și program de susținere a tinerilor. Adică, dacă îmi pare rău de ceva, e că nici nu se face teatru acum acolo, nu se fac producții, nu se mai joacă, dar nici nu este în esența reutilizat. Lui, reutilizat în esența lui. Și atunci ar trebui un parteneriat, dacă într-adevăr punem accentul pe România educată, pe educație, pe una pe alta, da, ok, primăria, foarte bine să plătească ei, ca să fie cât mai puține costurile, să plătească factura, chiria, ce-o fi pe acolo, da? Dar mă vorbesc de zona de cheltuieli curente, lumină, gaz, și restul producțiilor să le facă, să zicem, nu știu, un ATC-ul sau alte... Corect, da. Și atunci zici, ok, împart cheltuielile astea, dar nu omor un fenomen. Da, și un omor un teatru, și un teatru pe care trebuie să le spun oamenilor că, așa cum l-am înțeles eu, era cel mai capitalist, cea mai capitalistă formă de teatru din România. Adică era un teatru în care jucai dacă aveai o piesă bună, regizai dacă regizai bine și totul se întâmpla doar dacă vindeai bilete. Asta era, cum să spun, da, eu, factorul determinant. Performanța. Performanță. Mie mi se pare... Și la un moment dat, ca să înțelegi performanța, ajungeau spectacolele să fie clasificate. Apropo de programare, îmi permit să zic asta. Ajungeai să fii programat mai des, cu cât erai mai des succes, cu cât erai programat mai des. La un moment dat, fiind foarte multe, logic, nu? Foarte multe spectacole bune, ajungeau toate să fie sold out. Dar cum mai departajai între multe sold out? În timpul da. În care se vindeau biletele. De ce? Aveam spectacole în care se puneau biletele sold out, așa e, sold out. Și în 30 de minute era sold out. Și atunci ăla era bun. Ăsta e în 30 de minute, ăsta e în 47, ăsta e într-o oră, ăsta e într-o zi, ăsta e în 2-3. Și așa ajungeam să fie la un moment dat clasificate, pentru că nu mai aveai sold out, erau aproape toate, mai toate. Da. Și atunci, ok, trecem la următorul criteriu. Cum ceva incredibil. Primesesem reclamații, există dovezile astea, în sensul că dacă cerți acum la serviciul ăsta de secretariat literar, el există când oamenii reclamau, domne, dacă se dau bilete pe sub mână, sunt și eu de acord, dacă e la suprapreț, și era o doamnă care realmente când cumpăra 50 de locuri dintr-un foc, sau veneau cu autocarul de la Ploiești. Dar de ce lua 50 de locuri, doamna aceea? Pentru că nu le vindea la suprapreț, ci pur și simplu, ea fiind pensionară, avea timp să facă ceea ce ceilalți nu aveau. Băi, te rog, eu, era ca un booker. Da, exact. Deci avea comunitatea ei și zic, deci când eu prindeau așa, vreau să vadă spectacole și se epuizau foarte repede. Și asta te era aia la calculator, când îi frești de 15 secunde, știi? Mă, știau că se anunța. Da, stai puțin, dar puteai lua toată sala? Adică nu era un sistem care să te blocheze la 6, la 10? Nu, oricâte. E capitalist, frate, de ce să nu-i, dacă tu vrei să cumperi? Dar erau oameni reali, nu fictivi. Eu înțeleg, dar mă gândesc că ar trebui să fie un sistem împotrivă în care eu să nu cumpăr toată sala. Tu la cinema nu poți să cumperi toată sala? Te duci și-ți cumperi. Dacă mâine mergi mine Mega, nu poți să cumperi toată Mega? Tu ce acolo, zici, tu ce ai, ce e al meu? Da.
cum poți? Adică, de ce n-ai face? E vânzare, adică, na. Da, mi-ai dat o idee, vreau să cumpăr toată sala la un film, o cumpăr, eu stau acum. Încât sloganul teatrului ajunsese un teatru deschis. Oare poți să fumezi dacă cumpăr toată sala, să dau drumul la un treabă mare? Asta era sloganul, un teatru deschis cu casa închisă, pentru că așa era, era o solicitare foarte mare. Și asta chiar închei. Îmi pare foarte rău că la momentul anului trecut jucau 234 de actori tineri. Vreau să explic oamenilor că acești actori jucau și acești actori, de exemplu, într-o situație cum a fost cea excepțională din pandemie, băi, oamenii ăștia nu erau plătiți, adică pentru că nu erau angajați, adică de asta spun că era cel mai capitalist sau cea mai capitalistă formă de teatru din România, pentru că era o meritocrație absolută, juca numai cine merita și când nu se juca dintr-un motiv sau altul, bă, nu se plătea, nu existau salarii care curgeau, care dacă e pandemie, actorul stă acasă, dar e plătit, că el e pregătit oricând să vină la muncă, nu, el trebuia să joace efectiv, dar vreau să explic. Și atâta vreau, și chiar și în condițiile alea, cât vizualizări a avut peretele? Adică vânzări, scuze, nu vizualizări. Da, da, da. S-au făcut spectacole online unde au fost 4.000 de bilete vândute. 4.000 de bilete vândute, sala Palatului. Da. Și ai vândut un spectacol dintr-o sală de, nu știu, cât avea, 100 de locuri? Sala 50 de locuri. Sala goală, locuri, practic, sala goală, în timpul pandemiei s-a vândut 15 ianuarie 2021. Cam așa, nu mai țin. Da. Exact. În... Bun, dar explicați și mie, băieți, vă rog, că nu putem să închem. Ce s-a întâmplat? Adică primăria, primarul Nicu Șordache, de ce a oprit acest proiect? El a spus că este în pierdere. Vă spun eu foarte pe scurt, ca să foarte pe scurt, mulțumesc mult, profesor de subiectivism. Pe scurt. Deci ideea e în felul următor. Înțeleagă oamenii. Avem, din punctul nostru de vedere, o administrație care nu înțelege cum funcționează sistemul cultural. Un teatru de repertoriu poate fi păstrat doar cu cheltuielile de salarii și de utilități curente, pentru care ai trupa angajată. Deci tu, practic, dacă plătești salariile, ei poate să joace spectacolele curente, pentru că ei sunt plătiți, tu plătești salariile. Un teatru de repertoriu. Un teatru de repertoriu. Da, început bine, corect. Angel vorbește acum de Teatrul Național, Bulanda, mă rog, comedie, ca să înțeleagă Bulandra, oamenii ce s-au Motara, toate celelalte în afară de toate Metropolis. Toate celelalte în afară de Metropolis sunt de repertoriu. Ele pot juca. Pentru că au o trupă angajată și dacă tu le dai salariile și utilitățile, practic există niște spectacole curente, nu mai dai premiere noi că n-ai bani de ele, dar le poți juca pe alea care există în repertoriu, pentru că plătești actorii din salarii. Dacă tu faci același lucru la un teatru de proiect, fără să te uiți și dai doar banii de salarii care, în cazul unui salariile teatru de proiect... de fapt sunt de astea, nu știu, femeia de servicii... Femeia de servicii, nici măcar, că nu e femeie de servicii angajată. Nu aveam, e doar și era colaborator. Contabilitate... da, era colaborator femeia de servicii. Contabilitate, tehnic... Da, zona tehnic, contabilitate... Deci primăria ce vă dau salariile. Da. Eu zic, ok, nu o să fac contabilitatea cu doar, dar cine joacă? Da, exact, sunt doar colaboratori. Da. E, și au ținut această situație timp de un an și ceva. Aia, exact. Timp în care Teatrul Metropolis a continuat să joace pentru că nu și-a închipuit că nu o să fie lăsat să-și îndeplinească obiectul de activitate. Timp în care s-au acumulat datorii la artiști. Datorii la toate, că în momentul în care ai datorii la artiști și începi să le plătești, trebuie să le iei din... Adică tot timpul trebuie să faci mișculații în buget ca să poți, la furnizori. Da. Deci, la un an de zile s-au întâmplat lucruri în care voi ați continuat să jucați, mă rog, ai continuat să permis să se pună în scenă. Dar atenție, atenție, pe baza unui buget aprobat de Consiliul General, asta e important, adică nu s-au angajat bani de unde nu erau. Consiliul General al Municipiului București a zis, uite, ăsta e bugetul teatrului. 10 lei, să zicem. Da, 10 lei. Și eu din aia 10 lei știu că 7 se duc pe salarii și 3 plătesc actorii corect. Colaboratori. E corect. Și am primit aia 7 de salarii de la primărie și aia 3 nu i-am primit. Lună de lună mi țineau aia 3. Da. Eu speram să iau. Da. Corect. Și eu joc, că eu știu că Consiliul care a aprobat bugetul și aia e cu titlul de lege când a aprobat Consiliul General, eu o să-i primez la un moment dat și actorii o să mă înțeleagă. Cum mai sunt întârzieri la state? Când ești întârziere, o nu... Și când ajungi la în ultimul trimestru, se face o rectificare negativă pe baza nu știu ce motivări și ajungi de fapt ca ce ți s-a promis că primești, nu mai primești și o să primești la anul fix aceeași sumă. Tot ai 7 lei tot timpul. Da, tot ai 7 lei din care tu oricum ai datorii acumulate de un an de zile. Ok, dar eu întreb un lucru, atâta timp cât dintr-un buget de 10 lei primăria, mă rog, greșind și înțeleg că clar că el se angajează să plătească 10 lei lună de lună și îl plăteau 7 lună de lună. Bun, dar făcând totuși acest lucru, plătindu-vă 7 lei, ținându-vă angajații aia care făceau tehnicul, nu știu, contabil, făcând niște lucruri, plătind chiria sau ce aveau ei de plătit acolo, probabil că chirie, nu? Plătind chiria sau ce făceau. Pe voi nu puteați din banii încasați de voi, lună de lună,
Să plătiți actorii? Foarte puțin. Pentru că, iarăși, ideea teatrului de stat, ca să zic așa, e că primește bani publici, adică din taxele și impozitele cetățeanului. Și atenție, noi vorbim de perioada... e subvenționată, hai să... Despre asta spunem. Noi vorbim și de o perioadă de pandemie. Da. Unde jucai cu capacitate de 30%. Exact asta vreau să spun. Deci asta era prima problemă. A doua problemă era, la un moment dat am zis, domne, ok, că ne-am gândit la soluții din astea, cum să salvăm un teatru până la urmă. Am zis, domne, închiriezi o sala sau, nu știu, plătim noi sau cumpărăm noi. Ideea era în felul următor, teatrul acumulând datorii, în momentul în care tu ai fi, în momentul și când s-a dat drumul la capacitate de 100%, tu dacă vindeai și teoretic puteai să-ți plătești actorii din 100%, banii nu puteau merge la acel spectacol, pentru că tu aveai datorii din urmă. Uh-huh. Și tu trebuie să plătești datorile din urmă. Deci spectacolul respectiv tot ar fi rămas neplătit, pentru că se acumulase. Am înțeles. Foarte multe datorii. Am înțeles. Era o situație în asta, s-a creat așa ca un domino, da, și un nu se mai putea. Da, un avalanșă. Dar eu vă întreb acum principial, dacă teatrul ăsta s-ar redeschide mâine, da, cu toate datoriile plătite, toate, de aceea vă plătim, dar, bă, noi nu mai vrem să pierdem bani. Eu încerc acum să fac pe avocatul diavolului și pentru că nu ar fost drăguț dacă era cineva de la primărie aici să combată. Și zice așa, băi, guys, nu mai aveți datorii. Puneți voi spectacolele alea care vă plac vouă, eu vă dau toți 7 lei, alea pentru angajați. Aia colaboratorii ăștia, actorii ăștia și regizorii și nu știu ce, aș vrea să vi plătiți din bilete. S-ar putea susține acest teatru, aia 3 lei? Noi vorbim acum de un sistem... Pentru că știu că teatrul e subvenționat și așa da, trebuie să fie, pentru da, că el nu face, adică nu poți pune niciodată în... Cultura e un serviciu public. Da, asta. Există o forma de... Dar răspunde la întrebare, da, s-ar susține ăia 3 lei? Schimbată legea. Da. Adică e teoretic, tu dacă ai spune așa, domne, noi vă plătim, voi vă faceți, dar aveți libertate totală, dar cu legea schimbată, atenție, să nu intri pe capitolele bugetare ale unei instituții publice de cultură, să nu fii nevoit să faci toată contabilitatea pe linie bugetară, cum sunt trecute ele, cum primești pe partea aialaltă, pentru că tu, teoretic, tu trebuie să plătești artiștii doar din titlul bugetar ăla, titlul 20-30-30. Dacă tu primești banii, încasezi pe alt titlu bugetar, ca să transferi din titlul la bugetar în altul, trebuie să ceri permisiunea primăriei, a Consiliului General al Municipiului București, da, așa mai. Adică e o alambicare birocratică. Înțeleg birocratic. Teoretic, la nivel teoretic, adică vreau să știu, este cât de teoretic cât se poate, dar se în poate. Acel moment tu vorbești de alte costuri, pentru că despre asta e vorba în subvenția culturii. Ce face statul? El spune, domne, spectacolul ăsta pe care îl vedeți, transformă voi, biletele în affordable tickets. Exact. Adică altfel ar fi biletul cât la Londra. Știi exact, cât e biletul la Londra? Biletul la Londra este £300. Un bilet exact, la teatru. Corect. Deci e un cost per beneficiar. Și atunci tu spui, domne, spectacolul ăsta, ca să fie văzut de tine, tu public spectator, te-ar costa pe tine 200 de lei. Noi facem să coste 30 de lei. Plătim noi restul de 170. Corect, ca tu să mergi la teatru. Și erau bilete de 30 de lei. Teatrul Metropolis era singurul teatru din București unde era efectiv, era dumping, frate. Noi eram din independent câteodată cu spectacole și era greu să faci față, pentru că în independent, ca să te susții din bilete, trebuie să pui minim 50-60 de lei, știi? Și erau spectacole de foarte mare calitate la 30 de lei și zici, bă, na, cum să concurezi? Că e greu, că l-ai de stat. Și nu. Era și schizofrenia asta în care când erai în independent, ce ai, domne, da, e o concurență neloială, adică da, bă, da, fii și ne închizi pe noi, mori, toți independenții, adică da, ne dai în cap da, cum să existi cu asta. Se da, poate, adică eu, ideea e așa, tu dacă vrei să faci asta ca stat, foarte bine, lași la liber și în momentul ăla e un capitalism, dar tu ai omorât exact spiritul culturii ca serviciu public. Și asta e un spirit constituțional la noi, că na, asta vreau cultura să e garantată de Constituție. Accesul la cultură e garantat de Constituție și iar de asta este inventat teatru de stat, să zic cum refer așa, ca serviciu public, pentru că statul, pentru ca omul să aibă acces la cultură, și așa stăm destul de jos din punct de procentual, bărbuiesc de România, la nivelul de vânzare de ce carte și așa mai departe. Nu intrăm în detaliile astea. Deci statul ce face? Susține, vorba ta, dacă ar costa 200 per beneficiar, el susține o parte, cum e școala ATB-ul sau STB-ul, cum se numește acum, că altminteri ne-ar costa biletul, la cum a crescut și motorina, de n-a mai merge nici cu trotineta. Și atunci, asta este, cum ăla e serviciu public de transport,
subvenționat de poți să-ți plătești biletul și are acces, are acces omul la transport, așa e și serviciul public. Ca să fac o paralelă, da? Metrou din București. Știți că primește o subvenție anuală de la Ministerul Transportului de 700 de milioane de lei? Și în mod normal... Altfel biletul ar fi... Da, nu ar fi nu l-ar putea permite absolut nimeni, probabil. Adică, mă rog, nimeni prin metrou, ca să coste, să întreținerea salariile tuturor angajaților, refacerea liniilor, schimbarea de garnitură, să aduse metrouri noi, întreținerea stațiilor, absolut, toate astea, 700 milioane e subvenția. Ei au încasări zilnice, 5 lei, 10 lei, cât o costa biletul la metrou. Dar nu se susține. E un serviciu public acel transport, chiar dacă plătești pentru el. E un serviciu public din care partea aia de cost este subvenționată de stat. Și atunci tu rămâne un preț pe care ar trebui să fie accesibil pentru toată lumea. Și de ce mai intervine treaba asta? Pentru că cultura nu este... Ea este, de fapt, e o strategie de investiție. Dovadă. În 2007 nimeni nu știa că există acest spațiu. Acolo, în Mihai Eminescu, 89. Nu era. Era o clădire care stătea să cadă. Între timp, în acești 10 ani, să zic, s-a crescut un public tânăr. Pentru că, de fapt, de ce am făcut treaba asta și care a fost strategia, a fost așa, băi, cum aduc eu tinerii să creez, că am zis, e teatru tineretului, noi toți am crescut vrând nevrând, suntem legitimați de generațiile noastre, că, să zicem, generația mea cu Piersic, junior, cu asta, suntem, într-un fel, legitimați de generațiile noastre. Noi am crescut cu unii care ne-au iubit, ne-au respectat. Cum aduc eu publicul tânăr ca să îmi prietenesc cu actorul tânăr? Da. Mă rog, cu generația tânără. Publicul tânăr avea mentalul, bă, cât e? Și aveau impresia că, bă, e scump la teatru, nu merg. Și am zis, ok, cât e biletul la cinema? 25 de lei. Ok, facem și noi ca la cinema. Cât e la mall? 35 de lei. Punem și noi 35. Și atunci tânărul, în ăștia 10 ani, s-a obișnuit că dacă vrea să-și ducă iubita sau să vină la teatru... La un spectacol live, nu doar la un spectacol live, este exact ca la cinema, adică nu plătește mai mult. În sensul ăsta am ținut prețul. Tot timpul m-am aliniat a ceea ce el făcea în mod curent, adică în 365 de zile se duce mai adesea la mall și sau la film decât la teatru. Și atunci am zis, ok, bă, măcar o zi din an, dacă omul are curiozitatea, bă, ce ar fi să mă duc și la teatru? Și au avut. Și în felul ăsta am reușit în ăștia 15 ani să cresc aceste două punți, adică să fac această punte între generația de actori și creatori tineri și publicul tânăr. Și la ora asta, ei, generațiile care acum sunt mature, sunt legitimați de un public matur. Este clar și pentru mine că cultura trebuie subvenționată, mai ales la noi, care, mă rog, toată structura noastră este bazată pe structura din Franța și așa mai departe, nu neapărat una capitalistă ca cea anglosaxonă. Deci mi este clar că trebuie subvenționată cultura, dar vreau să pun o întrebare. Sunt celelalte teatre, teatrele de repertoriu, cum le spui tu, Teatrul Național, Bulandra... Cu trupe fixe, adică cu actorii angajați. Da, cu actorii, angajați. Sunt ele mai profitabile? Că era Metropolis cel mai puțin profitabil teatru din deloc, România. Deloc. Aici ar fi... N-are nicio legătură. Primaria, bă, m-am uitat și eu pe astea. Bă, înțeleg să susținem, dar sunteți în cap, sunteți rău, fraților. Statistic vorbind, era în top 3 la procentul de încasări. Profitabilitate. Da, încasări în raport cu subvenția primită. Da. Da. Și atunci, nu știu, raportul era parcă 15% în anii non-pandemici. Deci 15% în 15% venituri proprii. Asta m-ar fi putut justifica. Bă, deși, ok, înțelegem, o subvenționăm peste tot și la național și nu știu. Nu. Bă, dar cel mai rău e la Metropole, că e gaură acolo. Nu, se explică foarte bine. A fost pur și simplu, de fapt, o acțiune dublă. Odată n-au înțeles ce înseamnă teatru de proiect real și atunci s-au uitat pe niște hârtii și au avut o viziune pur administrativ-birocratică fără să înțeleagă de fapt esența unui teatru de proiect.
Zic că, domnule, este puțin că dacă îi tai de la... Ei au tăiat transversal. Domnule, nu mai dăm la proiecte. Nu mai dăm la colaboratori. Să, da, să exact. Facă, domnule, teatru să fără colaboratori. Dar ăla teatru care era de proiect, da, de, fost... care era enunțat că da. Noi suntem un teatru doar exact. Cu colaboratori, păi ne-a stăiat exact aia. Da, exact. Nu mă interesează să faceți care... trupa angajată. N-avem pe nimeni, mecanici, o să îi punem pe da. Scenă. O să... Exact. După care, eu îmi permit să spun, pentru că e un podcast liber, eu cred și sunt... adică sunt foarte multe dovezi în acest sens, că există și un factor politic aici. De ce? O vendetă personală? Nu personală, ci o vendetă așa, la un nivel, să zicem, prin care domn profesor, fiind la un moment dat ministrul culturii, deși nefăcând parte dintr-un partid politic, a fost susținut de PSD, a fost ministrul culturii în guvernul Dăncilă. Dar mai important de ta este că am fost în anul centenar. Da, în anul centenar. Deci a fost, nu știu câte luni, a fost 8 luni, un an? Un an? Nu, nu am fost un an. 8 luni. 8 luni, când ministrii culturii se schimbă așa, pam, 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 pam. Normal, bref, de ce să fac acolo? Și a fost susținut de PSD și evident în această idee că, domne, absolut tot ce a fost la un moment dat susținut de PSD trebuie să fie dărâmat, lucru care nu întotdeauna, bun, PSD a făcut mult rău, eu îmi permit să spun asta, dar a făcut și întâmplător de câteva ori bine, adică chiar trebuie să zici asta. Dacă faci organizat rău, tot faci, da, e ca un ceas stricat, tot arată cu ora corectă de două ore, adică și dacă vrei să faci rău toată ziua, tot faci bine. Știi, și eu tot timpul, eu sunt... Na, cumva din familie un anti-PSD-ist, așa mă rog, plecând de la FSN încolo. Da, eu nu sunt. Da, și... dar eu tot timpul sunt în offside când vorbim de PSD sau de ce a făcut PSD, pentru că în zona culturală PSD-ul a făcut bine. Și știi, am așa schizofrenia asta, zic, domne, PSD-ul, dar stai un puțin că aici a dat, aici a făcut, aia a dat schema de ajutor de stat, a reușit cu cinematografia, a făcut pe dincolo. Au venit ăștia, domne, liberalii, și au tăiat, au făcut, au dres, au spart, au omorât teatre. Și zic așa, domne, nu m-a ajuns un lozincar așa cu anti-PSD, dar nici nu mai știm nicio dacă e bine sau e rău, nu e bine, eu, nu e rău. La mine, mă rog, n-am votat PSD de mulți ani, dar... știi că acum sunt doi membri PSD care se luptă să schimbe legea aceea. Inițiativa pentru fundații, da, pentru fundații, pentru da. Fundații, și eu le sunt recunoscător și fie și pentru încercare, sper să și reușim. Și mă rog, dacă ei reușesc asta, care pentru fundații și ONG-uri și pentru oameni care, pentru asociații care luptă să renoveze spitale, este ceva ce se numește game changer, adică schimbător de joc, eu voi vota PSD cu două mâini. Adică asta e, când, da. Ce să fac? Dacă cineva schimbă ceva clar în țara asta în bine, eu trebuie să mi-arăt... Acționez în consecință. Acționez în consecință, vorba ta. Și e o mică paralelă aici, e o întâmplare sau nu, faptul că mie mi-era extrem de drag teatrul Metropolis, teatrul la care am fost și am văzut piesele Liei, mai multe piese ale Liei Bugnar, Peretele, aia, Muscă, Paie și Bătaie, sau cum Muscă, se numea. Muscă, Paie și Bătaie, așa. Da. Am văzut... Șapte într-o lovitură, da, da, două da. Liniuțe. Nu, două liniuțe l-am văzut la Godo. La Godo. Două liniuțe l-am văzut la Godo, dar am văzut multe piese. Ai văzut și lui Emi Pârvu? Am văzut și piesa lui Emi Pârvu cu Adrian Titin, care este una extrem, extrem de dragă mie, în sala aceea, da. Cea mai mică sală da. de la subsol. Sala Amfiteatru. Am văzut și domnul Ibrahim și Florile Coranului, da, lui Cris Simion. Am văzut multe spectacole bune și mi-au plăcut foarte mult. Și asta voiam să zic că, nu știu dacă întâmplător sau nu, dar mă rog, lucrurile sunt întâmplătoare, că eu sper să întoarcă Teatrul Metropolis sub o formă sau alta, pentru că eu sunt Fundația Metropolis, adică da. Știu, e o întâmplare, e o coincidență de nume, dar sunt atașat de ce se numește Metropolis, pentru că... Deci, iată cum e destinul. E o legătură... Și, da, și... Ceva e acolo, adică da, nu știu. Da. Pelicanul... Tu ai fost... V-am prins! Da. Deci sunteți un clan mafio, tu exact. Prin fundație ai făcut Iulică ca să duci banii dintr-o parte în alta, exact. Te-am descoperit, gata, nu exact mai... Exact tot. Deci eu a avut dreptate și domnului cu Jordan, da. Că vorba aia cu fundația Metropolis, scotare, făceam cu teatru, cu asta, scoteam banii pe partea în alte și ei pe care i-am băut. Da, știi da. Cum zicea Orațiu. Da. Orațiu Mălele. Ce voiam să te... Deci că te-am întrebat mai devreme și mi-ai spus că nu acum nu ești angajat nu la unui teatru, ai vreun, nu știu, ești colaborator cu un teatru, faci teatru acum undeva? Nu.
O să-mi trebuiască probabil o bună perioadă să... Și acum ești doar profesor la, la un ATC și actor de film. Și Pelican. Da, și Pelican. Și Pelican în timpul liber pentru că vorbeai. Da, dar te, te vei întoarce, mai faci, adică... Sau vrei să te axezi pe film o perioadă? Care-i planul? Planul nu e. Nu există niciun plan. Există pur și simplu doar faptul că m-am întors la actorie și nu voi mai abandona acest lucru în niciun caz pentru administrație. Și că m-am întors din plin la actorie, așa că fiind și actor de teatru și de film, orice proiect de teatru care mi se va oferi și care va însemna un pariu, cum înseamnă acest rol în acest film, îi zic film, da. Nu îi zic serial. Știi de ce? Pentru că are această calitate a unui film artistic, real. Și nu mă refer doar la lungimea lui sau la dificultatea, dar arată la un fel, adică nu, nu arată, nu arată a televiziune. Îmi permit să fac o glumă. George, George, de, serialele din ziua de astăzi nu mai arată la generație, că Icanul George, e de modă veche, Game of Thrones e... Știi? Serios? Da. Păi da, cum, păi bravo. Păi bravo. Sunt niște seriale acum care sunt, nu știu, extraordinare, da. Mult peste orice film. În ultimii 10, mai să zic 15 ani, eu aș, nici măcar nu mai există semnul de egalitate, aș spune că serialele depășesc de multe ori și la nivel de dramaturgie și la nivel de realizare efectiv cinematografică ce înseamnă film. Pentru că este un mediu unde s-a investit foarte mult, publicul s-a mutat în zona de streaming, de online, de serii, nu mai merită să investești 100 de milioane pentru un film de 2 ore, ci merită să investești 300 pentru 7 de câte o oră. Că înțelegi să împarți și câștigi mai mult, deci are un sens economic și artistic. A fost trecerea asta de la ce însemna cinema la ce înseamnă streaming și s-a făcut o egalizare care, din punctul meu de vedere, chiar depășește cu mult, de multe ori, calitatea din cinemaul clasic. Nu, Codin? Mă înșel? Nu, nu te înșel. Chiar așa este. Adică eu sunt un cinefil și vreau să zic că în ultimii ani am fost mult mai impresionat de seriale decât de filme. Văzând niște filme foarte bune. Au și asta, au creatorii de conținut, că până la urmă astea sunt niște creatori de conținut, că sunt ei scenariști, că sunt ei regizori și așa mai departe, au avut oportunitatea să-și spună povestea pe o lungime, frate, mai mare. Până atunci era, bă, să spui povestea, să vezi că peste 90 de minute erau calculele alea, când începe să simți scaunul de la cinema și că trebuie să te ridici. Și atunci când s-a făcut un Nașu în trei părți, un Star Wars, era așa, bă, erau niște filme, eveniment, bă, ok, dar nu poți spune povestea asta în 90 de minute, în 87, în 120, în 2 ore. Apărea cât un Brave Art 3 ore, era ceva. Și acum uite că au creatorii ăștia de povești, ca să nu mai zic conținut, creatorii de povești a căror fan sunt declarat, pentru că îmi place să cred că sunt un aspirant în domeniul ăsta, creatorii ăștia de povești cum e Lia, cum e Nae Caramfil, dacă vrei, din film, bă, au un spațiu mai mare pe care să-și expună narațiunea. Au mai mult timp, adică de ce nu? Da. Știi? După adică cum, de multe ori povestea avea nevoie de timp. După cum observați, m-au luat la mijloc. Da, ok. Da, okay. Da. Și voiam să te mai întreb, de fapt să te rog, nu vreau să te întreb nimic pentru că știu, vreau să le povestești oamenilor de acasă povestea pe care mi-ai spus-o pe set cu divorțul tău de 45 de minute sau ai divorțat, nu știu cât ai divorțat, 28 de secunde, nu știu cât ai, adică asta mi se pare ceva extraordinar, te rog. Iată cum Teatrul Metropolis a intervenit și în viață. Îmi dedicasem tot timpul într-o perioadă dificilă a soției mele, Alice. Teatrul din Metropolis, că tocmai îl construiam, vorbim de anul 2008. Eram 2008-2009 acolo, în zona aia, chiar la început. Deci și fizic se construia și conceptual și ce vreți. Și eu îmi petreceam foarte mult timp în teatru, tocmai pentru că era foarte mult de lucru. Iar... într-o duminică m-am dus la teatru și urma să plec cu Alice la părinții ei, care locuiau la Buftea, frate-su, și mă trezesc cu un telefon. De atunci nu mai răspund la telefoane necunoscute. Un telefon, zice, domnul Ivașcu, da, de la, nu mai știu ce era, Cancan, click.
știți că miercuri aveți înfățișare la tribunal. Zic, sper că e o glumă, adică eu credeam că se dubdea asta cu adică farse. Adică ai aflat și din ziare. Da. Motivul despărțirii, ce despărțire? Păi nu știți că soția noastră a depus actele de divorț. Nu știam, și eu eram în drum spre casă. Bă, o fi fost o farsă, nu fi fost o farsă, mă trebuie să o întreb pe Alice. Și Alice pregătită, că i-am zis, vezi că vine acum spre casă, să mergem spre Buftea, la masa de prânz cu părinții ei, cu familie. Zic, acum apuc problema, că dacă e o farsă... Auzi, dacă... baby, deci divorțăm sau adică... Da. Mâncăm, doar mâncăm sau și... Deci, mă sui cu Alice în mașină și în drum spre Buftea, zic, mă, să o întreb. Da, ca să n-ajung până la părinții ei și mă, să fiu și... Să fie acolo și divorțat, adică să mă prezinte ca fostul. Poate era ca o intervenție. Că poate mă ducea, da, bă, zice, uite, fostul meu soț de față cu părinții. Zic, bă, hai să pregătesc terenul, tot să... Trădare, da, să știm și noi. Bun. Zic, mă, Alice, e adevărat, și așa cum e calm tot timpul, e artist, e așa, în zona asta. Da, Goriță, da. De ce? Păi, tot, am vrut să-ți atrag atenția foarte frumos, că mai exist și eu, nu doar teatru. M-a înduioșat foarte tare treaba asta și recunosc că mi-am dat seama că așa era, mai ales că nu era o perioadă foarte bună pentru ea și simțea nevoia să fiu cât mai mult acasă. Iar eu eram cât mai mult la noua casă pe care o construiam decât cu familia. Și până la urmă zic, da, tu mai ești convins? Nu. Păi ce facem acum? Că avem termen. Avem termen. Eu n-aveam, vă dați seama, nu eram pregătit nici cu avocat, cu nimic, nu? Păi acum că tot trebuie să ne prezentăm, ne prezentăm. Păi și avocatul? Păi da, același avocat. Era o doamnă, nu știu de unde am angajat-o. E o doamnă care a zis, da, le-a făcut. Când v-ați dus acolo la divorț, ați anunțat că nu mai vreți divorța. Nu puteați să opriți acțiunea? Nu, că ea e ardeleancă. Ia odată, păi trebuie să finalizeze lucrul. Adică măcar să ajungem până acolo. Nu, depus divorț. Ducem, frate. Și există fotografii, există toate. Dimineața, la chestia asta, am solicitat doar să nu fie cu public. Era foarte multă presă, din păcate. Și ne-au așteptat pe afară, zice, ce facem? Și am fost primii care am mers de mână la divorț. Există fotografii, cum am mers noi de mână, s-a închis la ședințe și cel mai mișto au fost judecătoarele. Deci, doamna, da. Domnul, și m-am uitat la Alice. Nu? Da, dacă zice doamna, de ce nu? Și nu înțelegea aia, domnule, adică ăștia fac mișto de mine, ce se întâmplă aici? Și așa a fost. În sensul că s-a pronunțat și după aceea am... S-a pronunțat divorțul. Da. Și nu ai avut ce să faci, te-a divorțat. Da. Și după aceea... Na, bă, acum, vă repet, eu am o nevastă foarte serioasă. Da, merge. Nu duce lucrurile la jumătate. E panoristă, dacă a zis ceva. Ați făcut petrecere în seara aia, adică cu prietenii? Nu, că tot am plecat. Deci, atenție, și am rămas în casă, liniștiți tot. Și după aceea am făcut cea de-a doua nuntă. La câte zile de la divorț? Nu, ne-a trebuit... bine, s-a aflat în presă, îți dai seama că mama, infarct, a ei la fel, adică ce ați făcut? N-am făcut nimic, suntem împreună. Păi da, dar uite ce scrie. Un pasaj. Ne divorțăm așa. Un pasaj, bun. Și ideea este că am așteptat vara. Asta era undeva prin primăvară. Noi suntem împreună în continuare, pentru că îi plăcea lui Alice la Curtea de Argeș. Și pentru că îi plăcea la Curtea de Argeș, nu mai puteam să păcătuiesc cu altă chestiune. M-am făcut cetățean al Curții de Argeș pentru un an, mi-am luat flotant acolo ca să ne putem căsători oficial. Ca să te căsătorești acolo? Da. Și ne-am căsătorit, a vrut ea la Mănăstirea Argeș și de acolo am făcut tot la Curtea de Argeș. De la cât timp de la divorț? Bun, divorțul n-a fost decât la cât s-au mirat judecătoarele, atât a durat toată chestiunea. Mă rog, deci, chestia de schimbat numele? Nu. În timpul ăla, să zică, nu, bă, dacă-s divorțată, vreau să mă cheme cum mă chema înainte. Dar era exista acel act în plus de divorț. Cât a durat de la divorț la nuntă? Păi la câteva luni, că trebuie să ne organizăm, că e foarte meticuloasă. Și... Normal. Recunoașteți, domn profesor, nu v-a plăcut prima nuntă și ați mai vrut una? Da, pentru că prima, recunosc că eram și noi tineri și zgubilitici, am făcut-o imediat după perioada, când eram sărăcuți așa după facultate, și am făcut-o doar între noi cu martori, cu asta, fără să facem nuntă. Și părinții n-au știut, mai ales ei care atunci încă erau la Hunedoara. Și într-un fel parcă a fost așa un soi de... Bă, răzbunare. Da. Că tot suntem în clan. Da, și acum asta am făcut-o frumos.
Da, mi se pare extraordinar. Dacă ajungem cu clanul la sezonul 10, mai faceți un divorț și o nuntă? Adică să fie ceva, să sărbătorim cumva. Că nu, adică dacă facem doar o petrecere de sezonul 10, dar dacă ajungem, bă, divorțați. Și facem nunta la garaj, la Pelican. Și facem ceva. La garaj acolo, cu frumos. Da, facem ceva extraordinar. Adică ne punem toți, venim, nu știu ce. Și Alice e artistă și atunci am putea să mult să mai evoluăm. Cu tematică, nu? Da. Păi da, deci, până la urmă, cred că... Și facem două petreceri, facem și petrecerea de divorț. Da. Aia separată, fetele cu fetele. Un fel de ăsta, știi, bachelor party. Petrecerea de divorț, în seara aia nebunie, trei zile mai târziu, că nu mai stăm, o să fim super organizați, știi? Da. Adică trei zile mai târziu, mare nuntă. O să fim ca Revelionul, dacă doriți să revedeți, nu? O formulă, da. Bahmuțeanu și Prigoana, adică nu, nu a mai existat. Nu. Deci cam așa a fost, dar a fost foarte bine pentru că, într-un fel, mie mi-a folosit lucrul ăsta. Te-a trezit un pic, da. Un wake-up call așa. Uh-huh. Mai vină și pe aici, că sunt. Da, exact. Totdeauna când am avut momente de cumpără, chiar țin minte și acum un prieten foarte bun medic, mi-a și zis, băi, ok, workaholic, am înțeles. Dar ce-ți place cel mai mult? Și am dat seama că nu, ultimul pe agenda eram eu. Adică, băi, trebuie să fac aia și ultimul pe agenda eram eu. Și așa s-a întâmplat și atunci. Adică ultimul pe agenda eram eu și familia mea. Da. Și n-a fost bine. Și asta m-a repoziționat, adică ok. Sper că nevastă mi-a stins și n-a prins momentele astea să nu vadă treaba asta. Eu zic că merită, încercați. Sper că n-a văzut. Deci cam asta a fost. A fost bine. Da, a fost o chestie frumoasă. Avem niște întrebări standard, dacă vrei, pe care le punem tuturor invitaților. Dacă nu uităm, că toată ne îmbătăm și uităm. Și aș vrea să încep eu, dacă îmi permiți, Angel, cu întrebarea mea. Cred că domn profesor o să este un om potrivit pentru această întrebare, pentru că a fost și în administrație, a fost și ministru. Întrebarea e în felul următor. Dacă pentru o perioadă limitată, o săptămână, o lună, ai avea toată puterea posibilă în acest stat, adică să ai guvernul, parlamentul, nu știu, președintele, totul să fie în mâna ta, pentru o zi, ce ai schimba? Ce ai face? Ce lege? Atenție, vorbim de bugetul care este. Nu îi spui, aș da să construim 40 de spitale. Nu. Bă, cu ce avem? Ce ai simțit că ai putea să schimbi acum și să conteze? Să zici, bă, dacă chiar aș putea, aș schimba asta mâine, frate. Chiar aș schimba o mâine. Foarte... Știu, ești... Întrebare, știu, pentru că sunt foarte multe lucruri de rezolvat. Foarte multe. Nici n-aș ști, da, uite, chiar ar fi asta, ar fi o povară, n-ar fi o bucurie, pentru că realmente sunt atât de multe găuri în ce ni se întâmplă, încât n-aș ști pe care să o astup prima, dar ce aș încerca, apropo de modificări, de legi, de... Dar știi că aici, de fapt, mie ce mi se pare important la răspunsul ăsta, nu e să ne gândim așa, nu, adică să nu te dai la o parte pe tine și filtru personal în treaba asta. Normal că nu. Pentru că așa ne putem gândi, domne, hai să încercăm să facem cât mai mult bine, poate mie mi-ar fi mai bine să se schimbe asta, dar că un bine general fi... Nu. Dar tu sigur ai ceva ce simți că te doar deranjează? Și știi. Cum știu sigur că dacă ar fi Codin în situația asta, el ar schimba de mâine legea cu fundația și cu TVA. Primul lucru. Fundația și cu TVA. Și mai am câteva legi care, dar doar alea pe care le simt, care mă dor. Adică s-ar putea tu să știi două, trei chestii la cultură care zici, bă, le schimba mâine, doar cu o lege și se poate schimba. Pentru că întotdeauna m-am întrebat asta, dacă ai fi acolo, știi, ce ai putea să faci mâine și ăștia care sunt, oricine ar fi, la putere, nu o fac. Pentru că așa e ușor să spui, da, mă, să fie bine, să nu fie rău, să facă autostrăzi, să facă spitale. Cum? Da. Dar ce ai face mâine? Deci mâine aș face așa. În domeniile esențiale și fundamentale de identitate și de reprezentare românească, aș spune așa, ok, PIB-ul pe educație ar trebui să fie în fiecare an, indiferent cine va fi ministru, să fie, să zicem, 6% din PIB. Cât e acum? 4?
ceva. Ok, dar deci ai crește. Eu sigur că a fost aprobat la nivel de lege la un nivel și în fiecare an se amână aplicarea, da. Nu e la acel nivel, nu mai știu dacă e 4 sau... Bun, deci ai crește... Aș crește procentele în, da, domeniile cheie, alea de demnitate umană. Ce înseamnă asta? Educația? Aș crește-o să rămână ferm, indiferent de ministru, de guvern, de culoare politică, de cine ar fi, okay, să te încadrezi în chestia aia. Doi. Deci am zis educația, sănătatea, pentru că trebuie să privim la capătul ăsta. Educația înseamnă viitorul nostru, prin creșterea copiilor, și sănătatea înseamnă inclusiv părinții noștri, nu mai vorbim neapărat și, de noi. Și prezentul, oricum e prezentul, da? Clar. Și aș mări acolo, ca să rămână ferm. Și atunci poate să schimbe 700 de partide și miniștri să-i schimbe în fiecare lună. Nu mai contează cât ai de făcut acel lucru. Și trei, cultura. Pentru că acest lucru, adică PIB-ul, adică n-aș mai ajunge, cum a spus Andrei Pleș la un moment dat, și cât ați obținut procentual bugetul la cultură. Și el zice, am obținut 0,5%. Era bugetul, 5, da, 0,5. Era mare, da, 0,5. Nimic și ceva. Nimic și ceva. Deci n-aș mai ajunge în situația asta. Adică cred că asta pe termen lung ne-ar reconstrui încrederea în noi și în demnitatea noastră. Pentru că faptul că oamenii poate nu au bani, mă uit și nu glumesc, cât de îngrozită este mama atunci când îmi cere bani pentru rețetă, pentru medicamente. Sau. Și atunci demnitatea asta ar trebui, nu neapărat să mărești pensii, salarii, nu, astea sunt lucruri temporare, că până la urmă dacă ți-a crescut coșul zilnic de cumpărare și îți cresc prețurile, atâta degeaba ți-am făcut salariul anul trecut, nu știu cât de fapt nu duce nicăieri. Dar m-aș concentra pe câteva bulevarde importante care să fie pe termen lung. Repet, educație, cultură și sănătate. Okay. Mulțumesc pentru răspuns, foarte chiar. Și aș crește acolo PIB-ul foarte tare. PIB-ul, procentul din PIB. Da. Și acum întrebarea mea, dacă există ceva ce îți dorești foarte tare și n-ai putea să-l obții prin forțe proprii? Dacă îmi dorești ceva foarte tare, uite, vezi, iar mi-ai pus o întrebare frumoasă și delicată, pentru că se referă la mine. Ceva foarte tare... pe care îl doresc și nu pot să-l obțin prin forțe proprii, ci supranaturale, ar fi ca oamenii pe care i-am pierdut. Nu, dar de fapt asta ar fi ceva foarte tare. Mi-ar plăcea să mă întorc la copilul George cu toți cei din jurul lui, prieteni și așa mai departe. Pentru că uneori, poate să pară patetic ce spun acum, dar uneori încă n-am șters din agenda anumite numere. Și mă gândesc la chestia asta. Asta la nivelul supranatural. La nivelul concret... Sigur, dar de ce? Foarte bun, adică... La nivelul concret... Nu știu, să descoper acum că... nu știu pe ce filieră, așa, am o mătușă ultra bogată, care dacă tot s-a prăpădit, îmi lasă moștenire o insulă, unde să vă invit să filmăm. Da. Uite-te în spam, că sigur ai vreo 6-7 de astea mail. Da, multe pe Nicaragua, pe Congo. Asta mă gândesc, așa știu. Acolo, mătuși. O mătușă care să-mi lase o moștenire, de aia să zic, frate, în sfârșit, am tras ca prost, atâția, dacă știam, stăteam liniștit, așteptând să moară bătrână. Nu. Da, ceva de genul ăsta. Adică, o pleașcă de asta. O pleașcă de asta. Nu, ai 10 milioane, dă-i acolo. Da, nu mai mult. Ce e mult? 10? E sărăcuța a murit. E pe insula aia. E a ta insulă? Da. Cum o gestionez? Apropo de PIB, să măresc PIB-ul acolo. Dar acolo să recreezi toată societatea. Da. Cu noi reguli, cu tot. Mulțumim foarte mult, George, pentru seara asta. Lăsați în comentarii ce personaje vă plac din clanul, comentați orice ca să crească algoritmul ăsta, să meargă podcast, adică nu zic like, subscribe, și dar comentați și spuneți-ne dacă vă place de Pelicanul și de Iulică, pentru că l-am avut pe Pelicanul în seara asta. Mulțumim foarte mult, domn profesor. Mulțumesc, Iulică, mulțumesc, Angel, și mulțumesc nouă tuturor, pentru că suntem o familie care vă bucură
de fiecare dată, ca să nu familia e familie, clanul e clan.